Bine, v-am găsit la un nou oracoscop de lună nouă. Chiar acum când filmez, suntem între două eclipse. Acum câteva zile a fost o eclipsă de lună, foarte curând față de momentul când filmez este eclipsa de soare și eclipsa de soare coincide cu o nouă fază de lună nouă. De aceea va fi un oracoscop de lună nouă, dar și cu mesaje de eclipsă. Se încheie astfel sezonul eclipselor. Pentru că 2 săptămâni e vorba de o lună plină cu eclipsă în balanță, care a avut loc la sfârșit de martie, și o lună nouă cu eclipsă de soare pe 8 aprilie. Energia unei astfel de eclipse se simte chiar și 6 luni de acum înainte, încât ceea ce urmează, această mega etalare în cărți, oracol și de tarot, are ca termen de valabilitate următoarea serie de eclipse care va începe undeva în septembrie 2024. De aceea puteți să vedeți oricând aceste mesaje și vă invit să vă conectați un pic la sufletul vostru, la spiritul vostru, pentru că întotdeauna un moment de eclipsă deschide o poartă către interiorul nostru, să vedem ceva ce poate nici nu știam că există. Să ne punem niște întrebări existențiale, să vedem de unde venim, încotro mergem, pentru că întotdeauna eclipsele vizează atât soarele și luna. Eclipsa de lună din martie ne-a conectat foarte mult la trecutul nostru, adică o lună plină în balanță, la nod sud. Era o conexiune a lunii cu nodul sud și nodul sud vorbește în astrologie de bagajul cu care venim pe lume. Povestea noastră de viață din alte întrupări, lucrurile bune, lucrurile mai puțin bune pe care le ducem după noi și în această viață ne urmăm calea nodului nord, care, iată, la eclipsa din aprilie, cam vedem această stradă, autostrada vieții noastre, cam ce avem noi de făcut. Avem eclipse de 2 ori pe an, 2 de lună și 2 de soare. Și deci cam din 6 în 6 luni mai vine un moment de asta de examen, de cântărire, de întrebare, de unde vin, încotro merg și iată, suntem în fața unui mare nou început. Pentru că este vorba de eclipsă de soare, acum când vorbim la luna nouă în berbec, eclipsă de soare la nodul nord, care arată direcția, indicatorul nostru de destin, sensul vieții noastre, în berbec, ceea ce înseamnă ce am eu de făcut, cine sunt eu, pentru că e foarte probabil să fi descoperit în ultimele 6 luni, să zicem, din viața noastră, multe despre noi, cine suntem, cu alte cuvinte. Și acum, cu niște concluzii extrase, trecem la fapte, că ce înseamnă luna nouă în berbec, dacă nu mă apuc de treabă. Berbecul e zodie de acțiune. Știți bine că există și niște cărți oracol dedicate lunii. Ca atare, energia lunii pline cu eclipsă de lună de la sfârșit de martie este dată de această carte pe care scrie: concluziile sunt la îndemâna ta, exact ce am spus mai înainte, am extras niște concluzii, am înțeles niște lucruri legate de noi și acum trecem la fapte mai departe. Dar la nodul sunt, la momentul respectiv, care înseamnă de unde venim, bagajul nostru din alte vieți, istoricul nostru poate chiar, trebuie să conștientizăm ceva cu care am venit pe lume. Iar mesajul nodului sud este: nu lăsa trecutul să te tragă înapoi. Poate tocmai asta trebuie să facem, să închidem niște capitole, ca acum la luna nouă în berbec, care înseamnă noutate, start, început, să nu ne mai uităm înapoi. Am descoperit că ceva trebuie închis acolo, în spate, la eclipsele și cele de astă toamnă, care au fost foarte puternic legate de trecut, că au fost la nod sud, iar acum, din nou la nod nord, încotro pornim. Și iată câte mesaje am legate de luna nouă. În primul rând, mesajul lunii noi vorbește de noi începuturi, un nou start se apropie. Luna nouă în berbec are ca mesaj: este timpul să treci la acțiune. Luna nouă cu eclipsă, deci eclipsă de soare, are ca mesaj: așteaptă-te la schimbări extrem de puternice, iar nodul sud, deci o eclipsă la Pardon, nodul nord și o eclipsă la nodul nord vorbește de ieși din zona de confort ca să ne împlinim destinul, ca să ne împlinim misiunea. Nodul nord arată ce avem noi de făcut. Uite, ia-o pe aici, fă asta. Odată, nodul nord, așa cum este pe harta noastră, vorbește de
ce trebuie să facem noi în această existență ca să ne simțim împliniți, dar iată, în fiecare an mai avem niște indicatoare, mai avem niște ieșiri din sensul giratoriu. Ia-o pe aici ca să-ți împlinești misiunea, ia-o pe aici. În fiecare an mai avem câte o ieșire, câte o treabă, câte o misiune de îndeplinit, care de fapt ne ajută la îndeplinirea marei misiuni personale conform astrogramei natale. Deci, ne putem aștepta la schimbări majore de acum înainte, timp de 6 luni, dar prin acțiune, dar prin curajul de a trece la acțiune, berbecul ține foarte mult de curaj și de ieșirea din zona de confort. Adică luăm un pic berbecul de coarne și facem ceva cu noi, cu viața noastră, că tocmai am ajuns la niște concluzii. Cine suntem, ce vrem, ce putem, ce nu putem. Ne-am privit într-o oglindă prin ceilalți, prin oamenii din viața noastră și acum a venit vremea să facem ceva pentru binele nostru. Am să vă invit să căutați și toate horoscoapele momentului. Căutați horoscopul săptămânii din perioada eclipselor, din ziua eclipsei, vă invit să le căutați, că spun foarte multe despre asta. Pentru că aici voi folosi cu totul alte instrumente, și anume nu astrologie. Ca punct de reper în astrologie este doar faza de lună nouă cu eclipsă, da, e astronomică și astrologică deopotrivă, dar după cum vedeți pe masă, am mai multe seturi de cărți pe care le voi consulta. Și în momentul când am început această filmare, m-am gândit la mici etalări zodie cu zodie. Ca tare, ceea ce veți vedea în cele ce urmează, vor fi 12 segmente, dar am să le manifest să ajungă la urechile potrivite, cam așa. Căutați zodia în care aveți soarele, adică zodia natală, căutați zodia în care aveți ascendentul, căutați zodia în care aveți luna la naștere, deci toate pe harta natală, așa cum știți voi că aveți pe astrogramă natală, dar puteți să căutați și zodiile în care se află nodul nord sau nodul sud. Posibil să știți. Dacă nu știți, am să vă invit să scrieți jos în comentarii data nașterii, atât data nașterii, și să vedem prin ce zodii se aflau soarele, luna. Dacă știți și ora nașterii, indicați și ora nașterii și nu vă știți ascendentul, în sensul ăsta, scrieți și ora ca să vedem și ascendentul, unde era în momentul când v-ați născut și în ce zodii se afla axa nodului lunare. Ca tare puteți combina mai multe segmente din acest film, că poate, da, poate sunt diferite, poate se completează și poate alte mesaje trebuie să ajungă, nu neapărat al zodiei natale, ci mesajul, de exemplu, de la lună trebuie să ajungă la voi sau de la nodul sud, că asta înseamnă o serie de eclipse. Evenimente în strânsă legătură cu axa nodului lunare, care nu este un corp ceresc, este o axă virtuală, reieșită din calcule astronomice, dar care în astrologie această axă are conotații puternice de predestinare, cu conotații karmice, legate de vieți anterioare, legate de misiunea noastră personală, de unde venim și încotro mergem. Punctul de plecare din alte existențe, tot trecutul nostru ca spirite de-a lungul secolelor și direcția în care ne îndreptăm în această viață, care e dată de nodul nord. Așa că vă invit să vă conectați la această poveste, sper ca prin mine să ajungă mesajele potrivite, la momentul potrivit, la urechea potrivită. Și vă invit jos în descriere să căutați minutul și secundă de unde începe zodia despre care tocmai v-am zis, citiți și în descriere ce am scris acolo și dacă vă place puteți să dați un like, puteți să dați un share, puteți să donați dacă vreodată o să simțiți nevoie la orice film de pe acest canal de YouTube, dacă simțiți că ceva din ceea ce vă spun vă ajută, există sub fiecare film un buton de donație numit mulțumiri, căutați-l și pe telefon și pe desktop îl găsiți și dacă rezonați, dacă vă ajută la ceva, puteți să donați atât cât considerați că merită. Pentru că am în colecția mea de cărți simbolice și cărți oracol peste 40 de seturi, a trebuit să mă hotărăsc doar la câteva dintre ele. Așa că m-am oprit la 8 seturi și am ales acest 8 atât pentru faptul că suntem într-un an de vibrație 8, dar și pentru că eclipsa, luna nouă din Berbec, despre care vorbim aici, este într-o zi de 8. Așa că am extras 8 cărți pentru fiecare zodie.
Hai să dăm drumul la poveste, să vedem ce mesaje are eclipsa de primăvară 2024 să vă transmită și energia acestor eclipse, știți foarte bine că se va simți până la toamnă. Așa că puteți reveni aici și peste lună, și peste două, și peste șase, când se va fi terminat această perioadă. Catul, sigur, voi veni cu alte filme similare. Evident, puteți căuta și orice alt oracolscop de pe acest canal de YouTube, în afară de horoscoape, pe care știți foarte bine că le găsiți, horoscop zilnic, horoscop săptămânal, lunar, anual și așa mai departe. Dar dacă sunteți amatori de etalări, de astfel de mesaje simbolice prin cărți simbolice și metaforice, căutați un playlist dedicat cu etalări în tarot despre alte subiecte sau despre alte perioade. Că veți vedea acolo oracolscop al anului 2024, oracolscop cu is feminin pentru doamne, oracolscop la intrarea lui Pluto, oracolscop de iubire, tot felul de alte filme mai vechi care sunt încă valabile, nu sunt cu termen de... nu expiră nimic din mesajele respective, că cine știe, poate chiar și după un an ajunge la voi un mesaj pe care cândva nu l-ați ascultat. Dar până una alta, hai să ne conectăm la eclipsele primăverii 2024, să vedem ce ne transmite spiritul nostru, sinele nostru superior, îndrumătorii noștri din astral, universul sau chiar ele, eclipsele. Dacă ați ales zodia berbecului, așa cum v-am recomandat în descriere, zodia natală, zodia ascendentă, zodia în care se afla luna la nașterea voastră, zodia în care se afla nodul nord sau nodul sud la naștere pe astrogramă natală și aceasta este berbecul, aceasta poate fi etalarea voastră de lună nouă și de eclipsă. Nu uitați, e vorba de 6 luni de acum înainte. Evident, venim cu ceva din urmă, ne îndreptăm către ceva. Și ia să vedem, pentru voi berbeci, că e clar, este luna nouă în zodia care vă reprezintă. Dacă vă aflați printre cei cu axa nodului lunar în berbec, e clar că este un mare punct de destin. Se încheie un ciclu, porniți al ciclu de natură karmică, ați echilibrat ceva, acum echilibrați ceva, învățați ceva, pentru că, de fapt, axa nodului lunare pe combinația berbec-balanță e, la nașterea voastră este exact cum se află ea acum. Deci un fel de întoarcere la locomanda, la sursă. Și văd lucruri foarte frumoase. Foarte frumoase. Și știți că eu de obicei încep etalarea cu cartea, cu, hai să zicem, conotația cea mai neplăcută. Pentru că, de fapt, eclipsa umblă și niște cotloane ale sufletului, ale spiritului, ale vieții noastre, ca să scoatem din umbră, să vedem ceva ce nu ne împlinește. Și cartea care, singura carte de altfel, care vă reprezintă ușor negativă, este acest nouă de bâte. O energie de foc, exact cum este și luna nouă de acum în eclipsă și zodia voastră. De foc, așadar. Nouă de bâte arată un sentiment de blocaj, de oarecare neputință, sunt niște condiții ușor defavorabile în viața voastră în acest moment, nu funcționează ceva și de aia, precum acest om, sunteți un pic pasiv, stați pe margine, pregătind probabil un nou început la un moment dat. Pentru că ce este o lună nouă în berbec dacă nu șansa unui mare restart? Nu e o lună nouă oarecare. Că despre luna nouă în berbec am vorbit și acum un an, și acum 2 ani și așa mai departe. Este o lună nouă cu eclipsă de soare la pachet și o eclipsă de soare în berbec nu s-a mai produs de 18 ani. Puteți spune că de măcar 9 ani stați în așteptare, pentru că acum 9 ani axa nodului lunar era exact pe dos. Nodul sud era în berbec și nodul nord în balanță. Dar acum puteți să vă uitați și mai departe de atât la viața voastră de acum 18 ani. E, în acești 18 ani cât a durat acest ciclu karmic, ați realizat multe. Dar nu chiar tot. Pe undeva există un gol, o lipsă, nu s-a deschis o ușă în viața voastră, pentru că e vorba de 9 de bâte, nu e 10.
10, deși 10 de bâte nu e o carte frumoasă deloc, este cartea responsabilității, a greutății, a eforturilor, totuși e vorba de un 9, deci se poate mai, și mai mult de atât. Există un nivel următor în ceea ce vă doriți voi. Dar pe un anumit plan al vieții, probabil ați reușit foarte multe lucruri. Și după cum arată etalarea, cele 8 cărți pe care le-am consultat pentru voi, sunt lucruri frumoase. Nodul Nord în Berbec vă vorbește de, da, un nou început în viață și dacă tot am vist un nou început, a ieșit această carte și care se numește Marea Aventură. Da, începe o nouă aventură pentru voi. Deocamdată o terminați pe asta de 18 ani, vedeți unde ați ajuns, corăbioara voastră, așa cum o vedeți în imagine, ajunge la un țărm, o să trageți o linie, să vedeți ce ați făcut voi în ultimii 18 ani din viață, dar probabil vă pregătiți de un nou început, de o altă aventură. Ziceți, dacă am ajuns aici aproape bine, că se putea și mai bine de atât, că de aia acest personaj are o oarecare frustrare, o oarecare nemulțumire, dă vina pe niște lucruri. Poate ar fi trebuit mai mult efort, așa cum spune această carte dedicată Nodului Nord, acolo unde și Nodul Nord este în zodia voastră, mesajul ei spune, ieși din zona de confort. E pe semnă că pe undeva acest personaj, adică voi, nu ați ieșit de tot din zona de confort. Pe undeva ați avut o reținere, o rezervă, o frică, o anumită pasivitate. Dacă vă uitați bine pe această carte, eu mă leg foarte mult și de imagini. E înconjurat de bâte și acest om stă în fața unei uși, clar că el apără ceva, își apără nivelul la care a ajuns până în acest moment, ceea ce e bine, ce are dincolo de ușă îl satisface, dar pe semne că mai dorește ceva. Și ce dorește este această bâtă pe care o are în mână, dar dacă vă uitați un pic la imagine, este o bâtă pe care deja s-a urcat o iederă, o liană. Nu cumva personajul cu pricina, care e o zodie de foc, e o zodie de acțiune, e elementul bâtă înseamnă apucă-te și fă ceva, nu cumva stă de prea mult timp și așteaptă încât a ajuns până să crească și vegetație pe bâta lui, poate prea stați în zona de confort, exact cum spune această carte, pe un anumit plan. Așteptați ceva, nu se întâmplă ceva, e, tocmai asta e problema, este o carte a neputinței, a unor slăbiciuni, a unor scuze pe care le mai găsim uneori, nu pot, nu se poate, nu-i momentul, găsim tot felul de motive să nu acționăm în anumite momente și aia se cheamă zona de confort, dar tocmai asta trebuie să facă acest om, să pună mâna pe bâte, să tragă bâta aia din pământ, că a făcut și vegetație de acum de când stă și așteaptă, a crescut liana pe ea și să se apuce de o mare aventură. Aventura vieții sale, epopeea vieții sale. Puteți fi un erou care pornește pe un drum foarte curajos, exact cum este această corabie care habar n-are încotro merge, dar e pregătit. Pe semne că a venit vremea să porniți ceva major de destin, nu un fleac, nu o activitate banală. Și cartea mai are un mesaj jos. Asumă-ți riscul. Aventurează-te înainte. Tot înainte, tovarăși. Până acum, da, e un pic reținut, rezervat, temător, dar dacă și ceea ce îl reține pe personaj, adică pe voi, e această stare de sensibilitate, oarecare fragilitate. Berbecul sau energia berbecului, că poate aveți și alte elemente în berbec, nu e sensibilă nici pe departe, dar tocmai asta e problema. Că pe undeva sensibilitatea egal emoții, pe undeva emoția nu v-a lăsat să acționați, pe undeva ați stat și de aia a făcut și iederă bâta, acțiunea voastră, că ați reușit multe. Iată, în spatele acestui om sunt 8 bâte, ia câtă an de vibrație 8, sunt 8 bâte bine înfipte în pământ. Deci ce a putut el să facă și pe care culmea nu este vegetație, deci pe acestea singur și le-a înfipt în pământ și a creat deja zidul protector, baza vieții sale și care de fapt îi apără ușa din spate, destinul, viața, alegerile lui, bunurile lui. E o ușă ferecată dincolo de aceste bâte. Dar tamam bâta pe care o are în mână nu acționează. E, a venit vreme.
A venit vremea ca acest personaj să se urce pe corabie. Ce este o corabie? Este pe apă, pe emoție, să-și depășească emoția și să se arunce de nebun, așa un pic, cu mult curaj, într-o escapadă nouă, într-o aventură nouă. Clar că nu e ușor. Clar că ieșirea din zona de confort este complicată pentru mulți. Și de aici fragilitatea, sensibilitatea, temerile, oare, dubiile, firească de altfel, pentru că dacă ați văzut și horoscoapele momentului, ați văzut că este și o foarte mare energie în zona peștilor, care înseamnă foarte multă emoție. E, acest personaj de pe corabie este acest personaj, adică voi, berbecul din voi, care urcă pe acest corabie într-o nouă aventură spre un mare țel care îi împlinește lui destinul, mergând pe apă. Nu toate cărțile din acest set conțin apă, dar ia câtă, voi trebuie să vă controlați, depășiți zona fragilă, sensibilă, emoțională a vieții. Poate e legat de iubire în unele cazuri, deci să vă aruncați într-o nouă iubire, poate e legat de teama pe care o aveți de a începe ceva nou, dar tocmai asta spune. Și iată ce carte frumoasă. Pe corabia sa, clar că va avea parte și de furtuni. Nicio călătorie pe mare nu scapă fără măcar o furtună. Clar că ce urmează de acum înainte, cum și ceea ce s-a întâmplat până acum în viața voastră, conține furtuni. Dar pe de altă parte, pe această carte scrie putere. Păi cine are mai mult curaj și mai multă putere și mai multă energie dacă nu elementul berbec din viața voastră? Aveți puterea în mână care vă ajută să vă depășiți și această frică și această rezervă și această nesiguranță. E o carte a omului care, mamă cât aș vrea, zice el, dar mereu apare un dar acolo care îl oprește și care e dat de sensibilitatea din el, pe care o camuflați foarte bine, nu o lăsați să se vadă. Dar în momentul când veți avea puterea, că o aveți deja, și mai ales perioada asta cu lună nouă în berbec, asta vă face, vă umple bateria cu putere, nu energie. Vi se trimite fulgerul de electricitate, de energie pentru ceea ce vreți să faceți. Combustibilul de care aveți nevoie pentru această pornire pe mare. Că după aceea toate celelalte cărți sunt minunate, minunate. Atâta doar că această corăbioară pleacă, eroul pleacă într-o nouă epopee și este o carte pe care scrie Movement into Balance, mișcarea către echilibru, echilibrare, spuneți armonie, pace, ce-o fi, dar această balanță e problema care apare pe această carte. Nu uitați că suntem într-un sezon al eclipselor cu o lună plină cu eclipsă în martie în balanță și se va termina toată povestea asta în toamnă când va fi o eclipsă de soare în balanță. Deci clar că până la eclipsa de soare din balanță de la toamnă voi vă veți recăpăta echilibru, mișcarea către echilibru. Iată, soarele și luna, exact cum se întâmplă acum, întâlnire între soare și lună la eclipsă, undeva apă, multe picături de ploaie, din nou energia sentimentelor, emoțiilor pe care reușiți să le țineți sub control, să le transformați în altceva. Deci, aventura asta înseamnă mișcare. Asta nu implică mișcare. Stă, așteaptă, oare, n-am curaj, aș vrea, dar nu pot, dar n-am venit momentul, dar n-am resursele. E tocmai asta, zice, ia-ți inima în dinți, asumă-ți riscul, urcă-te pe corabia asta, că la eclipsele de peste 6 luni, mișcarea asta pe care o faci, nu stagnarea, nu așteptarea, nu blocajul, ci mișcarea, acțiunea, duce la echilibru, duce la ceea ce vă doriți. Și normal că va fi o călătorie de durată, măcar 6 luni, dacă nu cumva și 18 ani din viața voastră, așa cum acum puteți să vă uitați la ultimii 18 ani din viața voastră, ce ați realizat, cum v-ați schimbat, cum v-ați îndeplinit misiunea de până acum, clar că alți 18 ani din viața voastră treceți la nouă aventură. Poate fi o aventură de 6 luni, poate fi de un an și așa mai departe, dar iată, apropo cartea Răbdare, ceea ce din păcate energia berbecului nu prea are.
Vreți echilibrare, vreți putere, vreți ce urmează acolo în această aventură, dar răbdarea trebuie să fie una din resursele pe care vă bazați trecând marea. Știți vorba aia, cu răbdarea treci marea. Răbdare. Există un timp divin și mai ales când intervine eclipsa, eclipsa este parcă un clopoțel care sună. Vezi că acum e momentul să faci ceva, nu mai aștepta, nu mai amâna. Și de-aia vi se spune, asumă-ți acum, pornește acum, ia cât vine inspirația, vine fulgerul, vine puterea, energia, declicul de care aveți nevoie. Cineva apasă butonul, că asta este o eclipsă, un mare buton de start sau restart în anumite situații, dar după ce pornește mașinăria, răbdare. Nici o călătorie nu e peste noapte, nici o transformare nu e peste noapte. Dar ce vă așteaptă la final sună nemaipomenit, încât iată două cărți nemaipomenite. Nu toate cărțile sunt pozitive în aceste seturi, dar vouă v-au ieșit minunate. La capăt vă așteaptă abundența și fulfillment, împlinirea. Împlinirea unui vis, împlinirea misiunii voastre, împlinirea voastră ca oameni. Și să vedem ce scrie pe această carte. Sunt o ființă fără limite și pot manifesta orice doresc în realitatea fizică. Deci în vis se împlinesc toate visele. Manifestare egal împlinirea unor vise, unor planuri, dar care sunt la capătul acestei călătorii. Într-un astfel de moment trebuie să vă înarmați cu răbdare, că există un timp divin pentru toate, nu atunci când vrem noi, da, energia berbecului este eu vreau acum, minunat să vreți, important e să vreți, deocamdată să vreți, dar după ce porniți mașinăria, corabia, aventura, să fiți convins că durează un pic, dar important e că sunteți în mișcare, se mișcă această corabie, se mișcă rotița voastră, iar la capăt, ce minunat undeva, la toamnă când veți trage linia sau la anul, la următoarea serie de eclipse sau peste 9 ani sau peste 18 ani, probabil nici nu contează când veți ajunge acolo unde v-ați propus. Totul e să aveți curaj, totul e să aveți, să vă luați inima în dinți, să urcați pe corabia aia, să vă domoliți emoțiile, fricile, temerile, limitele, exact cum spune această carte, sunt fără limite, că aici aveți limite, limitele, propriile limite. Propriile convingeri limitative, propriile condiții limitative în care trăiți, din anumite puncte de vedere, că nu le avem pe toate, nu merg toate strun, așa este. Și de aia uneori nu ajungem unde ne-am propus. Căde, sunt niște piedici acolo. Dar tocmai în asta constă efortul vostru de a da jos aceste limite, că vă îndreptați spre o zonă foarte abundentă, benefică și, cum zice aici, pot manifesta orice îmi doresc în realitatea fizică. Deci setați-vă, puneți-vă pe GPS noua destinație, urcați-vă pe corabie, apucați-vă de ceva cu mult curaj, lăsați fricile deoparte, lăsați blocajele deoparte, că la capăt veți fi voi cel împlinit. Dacă ați deschis etalarea dedicată zodiei Taurului, înseamnă că sunteți nativ Taur, aveți ascendentul în Taur, luna era în Taur la momentul nașterii, sau pe harta voastră știți că aveți nodul nord sau nodul sud în Taur. Și acesta este mesajul vostru de eclipsă, cu valabilitate undeva până la următoarea serie de eclipse de la toamnă. Și știți că eu încep cu, hai să zicem, cărțile cu cea mai negativă simbolistică. Și ar fi una, iată, este cartea Burden, povară. Aveți o povară pe suflet. Vă apasă ceva, cu atât mai mult că luna asta nouă, dacă luăm ca punct de pornire Taurul pe casa întâi, berbecul se așează într-o zonă delicată a vieții voastre, într-o zonă cu conotații emoționale foarte profunde și chiar o zonă a poverilor. E pe undeva duceți ceva în spate, un mare rucsac, dar rucsacul la urmă urmei este chiar și nodul sud. Energia nodului sud înseamnă cu ce venim noi din alte vieți, povara din alte vieți, să o reparăm în această viață. Iar la eclipse mai eliberăm un pic ce e acolo în rucsac. Și pentru voi a venit un moment de
Revelație, i-aș spune. Parcă a venit vremea să înțelegeți ceva. Un mare aha. Și zic asta pentru că au ieșit două cărți care cumva merg mână în mână. Și cartea Understanding, înțeleg, înțelegere, cu awareness, trezire, conștientizare. Cu siguranță eclipsele sunt niște butoane de trezire spirituală. Practic, la orice eclipsă, cineva, universul, ne mai apasă niște butoane să ne mai trezim. Mai este o alarmă pe ceas, hai, mai trezește-te și de data asta, mai ieși din somnul ăla, din penumbră. Și toată viața avem odată la 6 luni, mai avem câte un clopoțel, câte o alarmă pe ceas care ne trezește. Și iată, sunteți într-un astfel de moment de trezire spirituală, de conștientizare, de conștientizare poate chiar a acestei poveri pe care o duceți. Cine știe de câtă vreme, taurul e zodie de povară, ce să mai vorbim, poate duce multe, dar a venit vremea să o priviți cu alți ochi pe această povară, să o cântăriți bine, să o estimați bine, chiar e atât de grea, poate nu e atât de grea pe cât pare, că poate de aici vine și eclipsa în balanță, care ce face? Cântărește, analizează, compară și ia câte, pentru voi a venit un astfel de moment de aha, asta am făcut bine, asta n-am făcut bine. Și momentul ăsta de înțelegere, de conștientizare, de cântărire a unei situații cu ce veni din urmă, a poverii alea, a venit vremea să puneți pe un cântar povara aia și să o cântăriți foarte bine. Voi, singur, să vă dați singur alături cât cântărește povara aia. Și de aia a ieșit cartea Onestitate, să vă priviți cât se poate de onești. Și asta v-a ajutat eclipsa de lună, de acum 2 săptămâni, din luna martie mai precis, care a avut loc în balanță și care, repet, a pus în balanță datoria aia karmică, povara aia karmică, bagajul ăla karmic, ori voi, ori universul, cumva vi-l cântărește, cu onestitate. De aia a venit un moment în care vă priviți foarte serios într-o oglindă. Ce am făcut? Ce n-am făcut? Cât de bun sunt, fără a cosmetiza nimic, fără a camufla nimic? De fapt, e o discuție cu voi înșivă. Nu trebuie să vorbiți cu nimeni ca să păreți mai bun, mai frumos, mai minunat. Eu mă uit în oglindă. Ia să văd eu. De ce sunt eu în stare? Ce am făcut eu? Și dacă e vorba de povară, e foarte posibil să fie niște lucruri pe care deja le duc în spate. Și care, pe undeva, n-am făcut eu chiar tot ce trebuie. Normal că am mai făcut și greșeli și de aia trebuie să le privesc cât se poate de sincer. Nu pot aștepta întotdeauna adevărul de la ceilalți, dar aștept adevărul de la mine însumi. Ce vă spuneam? Mă privesc în oglindă pe mine. Oamenii mă arată pe mine. Tot ce trăiesc în perioada asta cu conotații karmice, pe mine pune lumina. Nu altul e problema. Încât, da, poate uneori mai aveți și motive de suferință, poate mai aveți și niște de și povară. Sunt niște motive acolo care nu vă plac. Dar, de fapt, pun oglinda pe voi. Ce nu-ți place la cutare? Că e leneș. Ia uite-te un pic, nu cumva acel om îți arată, hai să zicem, că e leneș pentru că pe undeva și tu faci același lucru. Puneți aici orice altă trăsătură de caracter. Dar asta înseamnă înțelegere. Aha, da măi, chiar. Povara asta a mea e că pe undeva, da, m-am abătut, n-am făcut ceea ce trebuie. Și probabil lucrul ăla trebuie înțeles, acceptat, integrat, conștientizat, pus lumina pe el și să fac ceva, ca să înseamnă lună nouă în berbec, mă apuc să fac ceva, să repar povara, să eliberez povara, să curăț povara. Și iată, a ieșit două cărți similare. În primul rând, o arcană majoră, Steaua, și cartea Healing, Vindecare. Dar una din simbolisticile acestei cărți, Steaua, este chiar vindecare. De două ori vindecare. Este și o carte a energiei vărsătorului, această Steaua, și suntem cu un Pluton vărsător cât casa și care o să ne ajute să vindecăm ceva,
Deci și voi sunteți într-un astfel de proces de vindecare a poverii alea pe care o duceți în spate. Tot este să o înțelegeți, tot este să o descoperiți că e acolo, nu e acolo. Păi este, de aia e și cartea Onestitate, Sinceritate. Privește-te pe tine, cel adevărat. Că unii mai avem tendința să punem sub preș, să punem să camuflăm, că nu există, eu n-am nicio problemă, problema asta este inventată. E, nu, în momentul când o să o priviți cât se poate de realist, atunci o să descoperiți și căile de vindecare. Steaua este o carte foarte norocoasă. Este o carte de eliberare de povara aia. Poate fi și povară karmică. Nu uitați că eclipsele au conotații karmice, deci lucruri din altă viață pe care le car după mine, nu a venit momentul nici să-mi dau seama care sunt și nici să le las jos. E, a venit vremea să le lăsați jos. Și cum le lăsați? Făcând ceva pentru alții. Acționând cumva în beneficiu altora. Că făcând ceva pentru alții, egal luna plină cu eclipsă în balanță, de fapt eu mă vindec pe mine, mă înțeleg pe mine, mă descoper pe mine, mă explorez pe mine, mă conștientizez pe mine. Eu, pentru mine fac toate astea. Că normal o fac prin oameni, că nu sunt singur pe lume, dar de fapt e spre împlinirea mea. Și în momentul când veți conștientiza, veți înțelege, veți privi sincer povara aia pe care o duceți în spate, egal datorie, egal responsabilitate, parcă începe o cale nouă pentru voi. Porniți pe o altă cale. Porniți pe calea eului vostru. Vă eliberați în primul rând de căruța asta pe care o duceți în spate. Și probabil momentul ăla de conștientizare, egal drumul către vindecare, e dat de această carte care spune taie cărare. Luna nouă în berbec cu eclipsă este deschizătoare de drumuri. Ceva ce n-ați mai făcut. Urmează să faceți ceva spre vindecare, conștientizare, eliberare, despovărare și toate celelalte. Urmează să deschideți o ușă pe care n-ați mai fost niciodată. Inclusiv sub energia unui Pluto învărsător care n-a mai fost niciodată învărsător. 2024 e un an cu multe noutăți, cu multe energii care nu s-au mai produs, inclusiv cu o fantastică întâlnire, conjuncție dintre Uranus și Jupiter în Taur. Deci până și asta este rarisimă și de-aia, prin simplu fapt că e rarisimă, practic unicat pentru voi, că s-a mai întâmplat prin 1941 și greu de crezut că cei care mă urmăriți erați pe acolo, erați pe pământ în momentul ăla, dar de-aia se întâmplă lucruri nemai trăite, nemai făcute, deschizători de drumuri, deschizători de... ca atunci când îți faci cărare, nu? Într-o pădure neumblată, într-un teritoriu neumblat. Pe semne că vindecarea și toate celelalte vin, eliberarea, vin deschizând o ușă pe care n-ați mai fost niciodată. Ce-o fi? O carieră complet nouă, o țară complet nouă, o activitate complet nouă, un eu al vostru complet nou, o reinventare de drum. Conform nodului nord în berbec, ceea ce înseamnă ceva nou, un început total nou. Da, cu mult curaj, cu curajul cuceritorului de noi teritorii, precum Alexandru cel Mare, care pornea la drum sau un explorator în junglă, habar n-aveți, dar se duce. Și în momentul când începe cu maceta să-și facă o cărare nouă în junglă, o lume nouă se deschide în calea lui și în momentul când se va deschide calea conform acestei direcții date de nodul nord ca o cărare nouă, veți intra pe un flux nou, pe un canal nou de energie și de asta e și cartea flow, care înseamnă curgere, curs, flux, alt curs începe în viața voastră. Mutați practic trenul pe un alt macaz. Ce a fost, a fost, e povara. Trenul ăla e plin de poveri, l-am curățat, l-am eliberat, l-am vindecat, ce-o fi și de acum înainte mă apuc de ceva nou. Căutați ceva nou, o cărare care vă atrage. Nu zice nimeni că e ușor, dar e acolo. Nodul nord vă arată această cărare total nouă. Și asta și spune cartea aceasta, a tăia cărarea, a face cărare într-o zonă complet nouă. O ieșire la lumină, nici nu știu în românește cum se traduce breakthrough, când o străpungere, da, o străpungere este
la îndemâna ta, în puterea ta, că berbecul ce înseamnă? Pune mâna pe unelte și face, pune mâna pe macetă și își taie cărarea. Deci vedeți ce noutate vreți să faceți complet nou, nu uitați cuvântul ăsta, complet nou, cu răbdare, cu conștientizare, cu asumare, cu înțelegere, cu aha-uri. Nu zice nimeni că va fi ușor, poate povara încă rămâne, nu e ușor să pornești un drum complet nou, durează până când se vor vedea efectele, dar probabil undeva peste 6 luni, când va fi eclipsă din nou, o să vedeți ce ați realizat pe această cale total diferită decât ce ați făcut înainte. Dacă rezonați cu zodia gemenilor, adică sunteți nativ gemeni, ascendent în gemeni, luna în gemeni la momentul nașterii, sau nodul nord sau nodul sud erau în gemeni atunci când v-ați născut pe astrograma natală, acesta ar fi mesajul vostru de eclipsă. Și pentru că vreo 3 elemente de aici mă duc cu gândul la iubire, poate despre asta o fi vorba. Dar și iubirea are tot felul de conotații la urma urmei. Și de obicei știți că încep etalarea cu cartea cu o oarecare conotație negativă. Și singura cu conotație negativă este aceasta numită regret. Clar că o perioadă cu eclipsă ne face să privim foarte tare înapoi. Se activează ceva din trecut, inclusiv trecutul karmic. Întâi privim peste umăr înainte de a trasa o direcție în fața noastră și probabil sunteți într-un astfel de moment de recapitulare a unui plan al vieții voastre. Cum a mers cu tare capitol al vieții mele? Cum a mers căsnicia, cum a mers iubirea, cum a mers viața mea sentimentală, cum a mers călătoria mea prin viață? Și pe semne că unii sunteți într-un astfel de moment de neatingere a unor planuri. Se putea și mai bine, spuneți voi. Și cartea mai are și mesajul: știu că nu pot schimba trecutul, inclusiv trecutul karmic. Pentru că nodul sud vorbește de trecut. Ori trecutul în această viață, ce am făcut eu acum 5 ani, ce am făcut eu acum 9, ce am făcut eu acum 18 ani, gata, nu mai pot schimba. În schimb, pot schimba ceva spre viitor. Pot schimba acum ceva, o cale care să-mi schimbe mie viitorul. Pe semne că a venit vremea unui astfel de privit înapoi. Și pentru că această carte, am să zic imediat și cum se numește, arată o astfel de persoană care privește înapoi, stă într-o poartă, într-o ușă, în cadrul unei uși și e gata să treacă dincolo, dar totuși se uită înapoi. Și cartea se numește Sexualitate. Și de aia m-am gândit că o fi legat de iubire. Și asta e legată de iubire, dar și această carte, Asul de Cupe. Nu uitați că suntem într-un moment de lună nouă care înseamnă un nou început. Pornește o aventură nouă în viața noastră. Pornim pe o cale nouă. Deschidem o poartă nouă. Exact ce face această femeie. E gata să deschidă o poartă nouă sau să treacă printr-un portal și întotdeauna eclipsele sunt un moment de portal. Trecem de pe o frecvență pe alta, de la un capitol de viață în altul, de pe o treaptă de evoluție pe altă treaptă. Și iată, poate despre asta este vorba pentru voi. Sunteți într-un astfel de moment, într-o ușă, ceva ați lăsat în urmă, da, cu niște regrete, or fi acolo. Totul e să nu aveți regrete că treceți dincolo, pe portalul acesta, pe poarta aceasta. Dar cu siguranță nu. Regretul e legat de trecut, regretul e legat de amintiri, de ce s-a fi întâmplat până acum în viața voastră. Foste iubiri, foste relații, foste eșecuri, foste lecții neînvățate, foste șanse ratate și așa mai departe. Asta înseamnă, cum zice aici, știu că nu pot schimba trecutul. Ce să mai faci dacă trecutul e trecut? Dar îl pot conștientiza? Dar mă pot uita la el? Dar mă pot uita la el cu recunoștință? De ce nu? Că am învățat ceva din asta. Și iată, într-un astfel de moment de eclipsă, când stați acolo în pragul acestei uși, închizând ușa cea veche și probabil pregătiți de noua ușă, e momentul vostru de meditație. Dacă vă uitați bine pe această carte, e o persoană care doarme. Întotdeauna eclipsele sunt un moment în care ne trezim din somn.
E moment de trezire spirituală și avem parte de două serii de eclipse în fiecare an. Deci de două ori pe an, dimineața și seara, ne trezim, ne culcăm, ne trezim, ne culcăm, dar mai sună ceasul ăla. Și aia este trezirea noastră spirituală. Și aia este o carte a unui om care doarme. Dar poate tocmai asta a venit vremea. Să vă treziți din somn, să vă treziți dintr-o zonă de ce-o fi fost cândva. Din trecut, cu alte cuvinte. Cu toate regretele, cu toate supărările, cu tot bagajul pe care îl cărați în spate, probabil nu mai contează. V-ați învățat lecțiile sau le învățați chiar acum. Și vă spuneam de bagaj. Iată bagajul. Este vorba de acest personaj care duce ceva în spate. Dar el e pregătit de un nou drum. Nu prea știe care. Dar dacă vă uitați un pic pe imagine, el merge încolo, ce a fost a fost, și lasă în spate un sat pe care îl părăsește cu alți oameni care discută, cu un întreg decor, cu așezare omenească, cu tot felul de indicatoare. Oamenii ăștia arată. Oamenii arată cu degetul, aici sunt niște indicatoare, iau pe acolo, iau pe acolo. Asta e viața voastră de până acum. Până acum ați depins de alții, v-au condus alții viața, ați făcut parte din niște comunități, câte ori fi însemnând comunitățile, o familie, o iubire, o relație, un job, ce lăsați acolo. Dar sunteți pregătiți să părăsiți decorul. Ia câte omul ăsta pleacă. Își ia în spinare propriul bagaj și pleacă. Părăsește mediul ăla în care probabil, exact satul, nu? O așezare omenească, trecutul vostru, a venit vremea să vă luați bagajele și să vă mutați într-o altă etapă de viață. Fără să se mai lase condus de oamenii care, iată, arată. Uite, iau pe acolo, iau pe acolo, toate drumurile trecutului au niște indicatoare, dar el nu mai rezonează cu ce a fost cândva. E pregătit să părăsească acest mediu. Este propriul lui drum. Este căutarea adevărului. Voi porniți o aventură nouă, părăsind mediul cu care erați obișnuit, trecutul, cu regretele de rigoare. Probabil nu e ușor să părăsești un loc, o relație, o situație, ce-o fi fost acolo, care da, probabil n-a ieșit așa cum trebuie și ziceți, ia să schimb eu un pic locul și norocul, ia să schimb eu vibrația, ia să nu mai depind eu de nimeni. Și mesajul scrie, descoperă adevărul, dar este propriu adevăr. O lună nouă în berbec înseamnă eu. Eu aleg acest drum pentru că eu îmi scriu viitorul. Și dacă ar fi să luăm gemenii ca fiind în casa întâi, berbecul este în casa viitorului pentru voi. Sunteți într-un astfel de moment în care vă luați inima în dinți și tauri de coarne și ieșiți din zona de confort, că aici, da, e zona de confort. Vă spuneam în introducere că energia nodului nord înseamnă ieși din zona de confort. Asta face omul. Pleacă din zona lui de confort, unde era și mama și bunicul și comunitatea și uite, mi-a arătat cineva încotro să o iau, m-am obișnuit aici. Era bine în zona de confort. E, nu, îmi asum singur, am ajuns la concluzia că trebuie să-mi urmez eu propria cale, să descoper eu propriul adevăr, propriul destin la urmă urmei. Și să porniți pe acest drum, iată, un as înseamnă totdeauna un nou început, luna nouă în berbec întotdeauna este un nou început. Clar că lăsați în urmă o poveste, exact cum este și această carte. De fapt, prea puțin contează ce scrie pe această carte. În unele cazuri poate fi legat și de asta. Treceți pe o altă vibrație și transformați acest plan al vieții. Nu am să-l spun ca să nu mă taxeze cumva YouTube-ul pentru asta. Posibil și aici să treceți într-o etapă nouă de iubire la urma urmei. Ați avut un anumit fel de iubiri, vă îndreptați către alt fel de iubiri. Dar pe drumul ăsta pe care porniți, de fapt porniți o aventură să vă căutați, cum zice acolo, adevărul, adică propriul adevăr, propriul destin, vi luați în mâini și părăsiți fostul decor, indiferent încotro mergeți, că iată, nu prea se vede încotro merge acest om, atâta se vede că iese din decor. Iese din povestea trecutului, dar el își urmează destinul, propriul destin, ca să-și atingă propriul potențial. Pentru ce ați venit pe lume? Că asta înseamnă nodul nord. Potențialul.
spre ce ne îndreptăm misiunea, împlinirea, realizarea, Everestul vieții noastre, iar aici pe hartă, pe carte, chiar asta și este un vârf de munte. Și deasupra vârfului tot universul. Tot universul conspiră pentru ca noi să fim împliniți. De-aia venim pe pământ, cu o misiune. Și când o să plecăm de pe pământ, o să ne întrebe cineva, ți-ai îndeplinit misiunea? Egal, ți-ai îndeplinit potențialul? Poate da, poate nu, de-aia unii au regrete, de-aia unii încă mai schimbă locul și norocul, pentru că schimbăm locul și norocul, pentru că ne dăm seama că ce în urmă nu ne mai satisface. Și plecând altundeva, pornind o nouă călătorie, indiferent ce înseamnă asta, altă relație, alt job, altă țară, altă casă, altă familie, de fapt eu mă duc la mai bine, că simt eu că există ceva mai bine. Nu pot schimba trecutul, dar pot schimba viitorul. Nu pot schimba trecutul, dar pot să-mi scriu viitorul conform potențialului pe care îl pot eu urma. Și clar că vă îndreptați spre ceva bun, pentru că în primul rând pe această călătorie în care plecați, da, ați văzut că e vorba și de iubire, asul de cupe, cartea sexualitate, dar este și cartea self-love, iubire de sine. Pe voi vă veți descoperi înainte de orice. Pe voi vă căutați înainte de orice. Căutarea adevărului, cum zice aici, stai în lumina adevărului sau te ridici și pleci în lumina adevărului. Propriul adevăr, self-love, mă iubesc pe mine, am încredere în mine, mă duc să-mi urmez potențialul, mă duc să-mi ating potențialul, vârful vieții mele. Voi urca pe Everestul ăsta, dar voi reuși. Pregătiți-vă așadar să schimbați un pic locul și norocul, să părăsiți un loc în care nu vă mai regăsiți, în care ați fost dependent de alții, în care v-au arătat alții ce să faceți, în care alții ați văzut, vă arătau, iau pe aici, iau pe aici, fă aia, dar gata. Vă luați inima în dinți, de-aia a ieșit și cartea self-love, eu, self, nu altul. Nu contează că e altă iubire, că sunt alte personaje în viața mea. Nu, deocamdată sunt eu, că asta și înseamnă luna nouă cu eclipsa de soare în berbec. Eu m-am descoperit pe mine sau poate abia acum îmi încep eu aventura cunoașterii, descoperirii mele. Dar ăla adevăratul, cum zice aici, nu cel care, pentru a fi pe placa altora, da, ca în această carte, ați acceptat să vă arate alții calea, ce să faceți, încotro să o luați. Nu, ziceți voi, îmi iau eu taurul de coarne, berbecul de coarne, destinul în mâini și fac ceva, self, că vreau eu, că îmi urmez eu calea. Și fiți sigur că la capăt vă așteaptă o stare de bine. Aici o carte numită Grove, care inspiră așa un decor foarte relaxat, foarte detașat, foarte calm. Depășind fostele drumuri, cărări probabil pe care ați mai rătăcit și pe care pe undeva le regretați, dar unii parcă sunteți într-un moment în care vreți să o rupeți cu trecutul, ceva nu mai vreți să priviți înapoi, că-l regretați, nu-l regretați că-l vreți înapoi, regretați prin ce ați trecut și ziceți gata, nu mai pot schimba, asta e, au fost lecții de viață, dar ce contează e cum îmi scriu eu de acum înainte povestea. Și acolo va fi propriul vostru drum, adevăratul vostru drum, destinul vostru împlinit, se umple o cupă, inclusiv cu iubire, de ce nu, descoperindu-vă potențialul. Deci căutați-vă sensul, scrieți-vă sensul, alegeți-vă sensul, pentru că la destinație, că e peste 6 luni, că e peste un an, că e peste mai mult de atât, că urmează evenimente în strânsă legătură cu zodia voastră, gemeni, wow, o să vină Jupiter în acest sector foarte curând și clar că Jupiter deschide ușa asta. Acum probabil căutați ușa, de-aia încă vă mai uitați înapoi și când o veți descoperi, exact cum zice aici, discovery, când voi descoperi noua cale, mă arunc în noua aventură cu toate forțele spre starea asta de bine, spre oaza asta de liniște pe care această carte o inspiră. Dacă rezonați cu zodia racului, adică sunteți nativ în zodia racului, aveți ascendentul rac, luna în rac la naștere sau nodul nord sau nodul sud în zodia racului, aceasta ar putea fi etalarea cu mesaje de eclipsă pentru voi. Și știți că eu încep de obicei etalările cu acele cărți cu oarecare conotație
neplăcută, negativă. Și hai să zicem că ar fi vreo 2-3 de data asta. Ai și cartea Haos. Și cum un moment de eclipsă ne face să ne uităm un pic și înapoi, de unde venim, prin ce am trecut noi în ultimele, hai să zicem, minim 6 luni, dacă nu și mai mult de atât, probabil a trecut o tornadă prin viața voastră pe un anumit plan. A întors un pic tot feng shui-ul. V-a dezechilibrat, v-a pus la încercare, dar niciun haos sau nicio furtună nu trece întâmplător prin viața noastră. Până și furtuna are un rost, să reașeze un pic apele în viața noastră sau tot ordinea vieții. Dar ați luptat în tot acest timp. Cu tot haosul, nu? Cu toată furtuna. Chiar dacă ați văzut-o pe acolo că face ravagii pe undeva, nu v-ați lăsat. Aici este această carte, 7 de bâte. Și aici imaginea arată, dar și în tarotul clasic, 7 de bâte este un om urcat așa pe un deal și la baza dealului alte 6 bâte încearcă să-l atace, să-l dea jos de acolo. E, cele 6 bâte sunt aceste motive de haos din viața voastră. Ceva ce v-a atacat, ceva ce, un asalt care s-a produs asupra voastră, care v-a dezechilibrat, care v-a dat peste cap, problemele, nu? Vieții sunt jos la baza vieții, la baza acestui om. Dar el, totuși, vă spuneam, chiar și această carte arată că el e pe niște trepte, e un pic mai sus și apără în spate o casă, o ușă închisă, ferecată și aia este viața voastră. Voi sunteți omul ăsta care a luat și el o bâtă în mână ca să se apere de toate aceste atacuri, vicisitudini, asalturi, care nu sunt altceva decât probele vieții, nu sunt altceva decât episoade din acest haos. O singură problemă nu generează haos, e o întâmplare. Dar când vin mai multe, cum sunt aici 6 bâte, trebuie să faceți față la 6 bâte. Și de aici haos. A fost o bătălie sau o luptă cu mai multe asalturi, să zicem, asupra voastră, care v-au întors pe dos. Dar nu-i nicio problemă, pentru că totodată acest om a făcut față cu brio la toate aceste atacuri la persoană. Probele, testele, încercările, luptele vieții pe diverse planuri, nurile vieții. Și când am zis nur, mă refer la această carte numită Denial, negare. Și negarea, dacă vă uitați bine, chiar asta face acest om. Zice nu atacului. Prin simplu fapt că se ridică să pună opreliști în fața acestor atacuri, el de fapt neagă asaltul. Nu lasă atacatorii să se apropie de el. Poate de aici și negarea. Dar negarea înseamnă că pe undeva nici voi n-ați reușit să ajungeți în totalitate acolo unde v-ați fi dorit. Și mesajul de pe această carte, negare, zice: sunt conștient de fricile mele, dar de frica mea, mai bine zis, dar o înlocuiesc cu o capacitate, cu puterea conștientizării. Asta face o eclipsă. E un moment de conștientizare, de trezire, de deschiderea ochilor. A trecut furtuna. Păi după furtună vine vreme bună. După ce trece umbra peste soare și peste lună odată cu eclipsa, vine lumina. Este lumina conștientizării. De fapt, în toată această luptă pe care ați dus-o, ați conștientizat cine sunteți, cât de bun sunteți, că sunteți cocoțat aici sus și nu doborât de aceste atacuri. Prin tot ce ați trecut, prin tot ce v-a trecut viața în ultima vreme, ați reușit să stați acolo sus, pe metereze,
pe vârful muntelui. Și iată, dacă uitați bine, chiar seamănă un pic aceste cărți. Acest om e acolo cocoțat, chiar și așa arată cartea în tarotul clasic, un om pe un deal și atacat de la baza dealului, dar tot omul ăsta este sus pe vârf și de aici privește în ansamblu viața sa de departe, tot de pe un vârf. Și pe acest vârf privește până departe și e într-un moment în care el însuși singur alege ce are de făcut de acum înainte. Și așa se și numește cartea Alegeți cărarea, drumul. De ce? Pentru că nodul nord cu eclipsă, deci la luna nouă în berbec, înseamnă eu pot decide încotro merg de acum înainte. El poate, adică voi puteți decide să vă doboare ce este jos aici sau tot voi decideți să vă continuați aventura, dar de pe poziția de putere. Și iată e și cartea putere. Putere din toate punctele de vedere, ca un tigru, nu? Puteți mai mult decât credeți. Puteți mai mult decât atacul. Ce-o fi însemnând atacul? Că posibil să vă fi dat peste cap o perioadă a vieții voastre, furtuna asta care a trecut, tornada, să vă fi dat peste cap, dar nu v-a dat jos de acolo, ci v-a făcut mai puternic. De-aia eclipsele sunt moment de trezire spirituală și ne uităm la noi. Luna nouă în berbec, nu? Eclipsă în berbec. Eu de ce sunt în stare? Eu cât sunt de puternic? Eu sunt cât de grozav sunt, poate fi și o zonă de mândrie și o zonă de bătut cu pumnul în piept. Vă inspiră un om puternic aici, nu e unul doborât, nu e unul care plânge, nu e unul care nu poate, ci din potrivă, singur face față la 6 bâte îndreptate către el. El își apără bunurile care sunt dincolo de ușă, adică viața, că e puternic. Tot ceea ce a venit către voi și v-ați conștientizat că sunt atacuri, să zicem, probe de destin, ați făcut față cu brio. Dându-vă seama că aveți și fricile voastre și neputințele voastre, cum zice această carte, sunt conștient de fricile mele, dar le înlocuiesc cu lumina conștientizării, a trezirii spirituale. Deci tot ce am trăit eu ca să ajung aici, în vârful ăsta de deal și de aici să-mi văd viața în ansamblu, a fost școală pentru mine, a fost luptă pentru mine, a fost un efort să urc dealul până aici și ia câte la câte atacuri am făcut față. Și în momentul ăsta când ați ajuns aici pe deal, deci asta sunteți în faza unui final de epopee, un final de călătorie, dar vedeți unde ați ajuns. Sus, undeva de unde vă vedeți tot destinul și din urmă și poate chiar și ce urmează. De aia a venit vremea să vă alegeți un nou drum, o nouă aventură. Că de ce este o lună nouă în berbec? Un nou capitol. Și jos scrie, totul este posibil. Aveți puterea unui nou început. Putere, am zis putere. Un nou început care poate prin faptul că a apărut cartea negare, poate de multe ori ați spus nu sunt pregătit, poate așa, și această carte tot un sentiment de nu. Poate erau aici niște ocazii care veneau către voi, oportunități care veneau către voi și din diverse motive, din zona de confort aia, chiar voi ați spus nu, eu nu accept aceste provocări, dar probabil tocmai asta a venit să ziceți, da, le accept. O schimbare trebuie făcută și de aia a ieșit și cartea Change, schimbări. Păi cum să nu fie schimbări cu luna nouă în berbec? Urmează o schimbare de sens, o schimbare de destinație, o schimbare de cărare, cum zice aici, alegeți cărarea. A venit vremea să vă schimbați macazul, nu? De pe o șină pe care a mers până acum, cât o fi fost de grea, către alta. Nu trebuie să mai amân lucrul ăsta, cum zice cartea negare. Până acum a zis nu sunt pregătit pe calea asta, nu merg pe calea asta, e grea. Dar acum sunteți pregătit. Ați ajuns sau urmează să ajungeți într-un astfel de punct de maximum, cu putere, cu vizibilitate până departe, cu înțelegerea unor lucruri la care viața v-a dat toate lecțiile cu pricina, să vă asumați acest nou drum, poate este chiar drumul pe care pornește deschizând ușa acest om. Ce e după ușă, orice e posibil, cum zice aici, totul este posibil. Schimbând,
schimbând direcția, schimbând, nu mă mai uit la ce a fost, de unde vin, cine sunt până acum, ci mă schimb pe mine, mă lupt cu eu cel de dinainte și deschid ușa asta și pe aici te drumul. Altceva, ca și aici. Sunteți în fața unui nou început și ceea ce urmează după acest nou început, după ce veți avea curajul, puterea, acceptarea, că deocamdată e negare, e prea grea viața mea de până acum. Gata, ce a fost, a fost, dar ce urmează e dincolo de ușă. Și ce urmează dincolo de ușă e dictat de aceste două cărți. Beauty, care înseamnă frumusețe, și simplicity, simplitate. Cu alte cuvinte, cum zice această carte, all is possible, totul este posibil, frumos și simplu. Fain și simplu, știți, există un podcast celebru. Viața este frumoasă și simplă. Noi o complicăm, nu? Vorba lui Confucius sau cine o fi zis asta. Viața e simplă și frumoasă, dar noi o complicăm. Noi ne luptăm poate chiar cu fricile noastre, cu morile de vânt, cu dușmani nevăzuți, cu probleme care nu merită, cu furtuni care nu merită. Ori schimbând un pic referința, mă așez pe mine sus pe deal, mă văd pe mine că-s pe deal și nu mă uit la aia care sunt sub deal și vor să mă atace, să mă dea jos de pe vârful meu, ăla va fi momentul în care viața va fi ușoară, exact așa, o pană în vânt. Cu siguranță viața, am venit pe lume să trăim o viață ușoară și frumoasă, cu de toate, dar uneori chiar noi spunem nu. Ei, trebuie schimbată viziunea, de-aia și zice Luna Nouă în Berbec, schimbă. Alegeți cărarea, alegeți noua vibrație în care vrei să trăiești, alegeți viitorul, fără să te mai uiți înapoi, acceptând, zicând da noilor provocări. Acolo unde până acum ați zis un mare nu, nu pot, nu, toate nu-urile pământului v-au ținut în haos, astea erau bătele de jos, nu-urile. Și totuși a venit vremea voi singuri să spuneți nu nu-urilor, refuzurilor, fricilor, nu poturilor, imposibilului pe care l-ați spus înainte de orice și să transformați imposibil, cum zice aici, schimbă vibrația lui imposibil, nu pot, în totul este posibil. Puteți mai mult decât credeți și momentul când veți deschide brațele să vină către voi, totul este posibil, chiar se va manifesta acest totul este posibil în viața voastră, în momentul ăla viața va fi simplă și frumoasă. Dacă rezonați cu zodia leului, adică sunteți nativ leu, aveți ascendentul leu, luna se afla în leu la momentul nașterii sau știți că aveți nodul nord sau nodul sud în leu, aceasta ar putea fi etalarea voastră cu mesaje de eclipsă. Și știți că eu încep etalările cu cartea sau cărțile cu oarecare conotație negativă. Și ar fi una dintre ele, și ar fi aceasta. Este 5 de monede. 5 de monede este cartea în tarotul clasic cerșetorului. Bun, nu vă simțiți jigniți de astfel de cuvânt, dar pe semne că undeva ați cerut ceva neavând lucrul ăla, evident, că altfel n-ați sta așa cu mâna întinsă să vină. E, ce înseamnă asta cu mâna întinsă? În unele cazuri, poate chiar o ușoară comoditate. Nu uitați că simbolul nodului nord la care se produce eclipsa acum este ieși din zona de confort. Uneori ne mulțumim cu această stare de asta e, atât primesc, atât e viața mea, a omului ăla care se mulțumește cu puțin. Dar nu cred că leu se mulțumește cu puțin. Posibil să fie un astfel de moment de conștientizare că meritați mai mult, puteți mai mult, există mai mult de atât. Nivelul următor de evoluție. Nivelul la care sunteți acum, clar că e mult sub așteptările voastre. A venit vremea să urcați o treaptă. Treapta următoare a vieții voastre. Numai că e grea ieșirea din zona de confort, ba chiar ieșirea din zona asta de nu pot, nu am, eu nu, niciodată, toate negațiile posibile le puteți spune acum mai mult ca oricând pe listă.
Este cartea omului dat la o parte, neglijat, abandonat, nefericit, care n-a obținut, deși poate merita. Nici o problemă. De aia vin astfel de eclipse, de aia vin momente de noi începuturi, precum luna nouă. Dar luna nouă, în berbec, necesită, în primul rând, o schimbare a viziunii asupra eului vostru. Ce pretindeți? Ce meritați? Care vă e valoarea? Care este imaginea pe care o lăsați pe aici, pe acolo și sunteți prețuit conform acestei imagini? Aș zice că energia unei luni noi în berbec înseamnă ai curajul să urci treapta aia, să te îmbunătățești tu, să devii tu mai bun decât știai că ești. Și cum se întâmplă și niște evenimente în perioada asta, o conjuncție unicată în viață între Jupiter și Uranus, care iese într-un sector al valorii voastre, a reușitei voastre, pentru unii e o zguduială că meritați mai mult și trebuie să faceți orice să obțineți acest mai mult în viața voastră. Și iată, e și cartea Curaj. În spate, acest om curajos, care sunteți voi și pleacă într-o nouă aventură cu felinarul aprins, trezit spiritual, conștientizat, știe cam care este valoarea, este tras înapoi, iată de tot felul de fantome ale trecutului, piedici, poate ceva din ceea ce v-a ținut în zona asta de nu pot, nu merit, nu am. Dar această carte, dacă vă uitați bine, e cartea omului care așteaptă de la alții. Ori leu nu așteaptă de la alții. Leu nu este energia asta pe care o vedeți aici de cerșetor care întinde mâna și cere. Chiar dacă cere ce îi se cuvine. Energia leului este asta. Cel care pune mâna pe sabie dacă e nevoie și pornește o luptă să obțină ce îi se cuvine. Indiferent care or fi drepturile alea ale voastre. Și a venit vremea să vă ridicați de jos cu toate fricile pământului în spate care vă trag înapoi, cu toate opreliștele, cu toate condițiile defavorabile creșterei urcușului. Și iată, ăsta sunteți. Seamănă. E omul ăsta care se aruncă într-o nouă aventură, o luptă de autodepășire, de depășire a trecutului ăsta, de depășire a condiției. Că pe undeva, da, poate cartea asta arată că pe undeva nu s-a putut mai mult, n-ați avut condițiile necesare și suficiente pentru acest mai mult. Dar de aia a venit o eclipsă în berbec. Ba pot, măi. Care e următorul nivel? Ce pot să fac eu să trec pe următorul nivel? Că până acum am așteptat ca alții să-mi arate următorul nivel. Ei, nu vine de la alții. Vine de la propria voastră persoană și de-aia ziceam că seamănă aceste cărți. Aici este omul curajos care și-a felinarul și fuge din ce lasă el în trecut acolo, neputințele, fricile și dependențele și toate celelalte, dar și această carte este o femeie care se aruncă de pe buza unei prăpăsti. Zice, fie ce-o fi, risc, așa se numește cartea, risc, mă arunc, fac ceva nemai făcut. Pentru că energia acestui an, al lui 2024, pentru că au loc evenimente care nu s-au mai întâmplat, unele de niciodată, altele de foarte multă vreme, este energia lucrurilor nemai trăite până acum, a necunoscutului, a riscului asumat, a curajului nebun. Habar n-am ce urmează, dar o fac, domnule, ce-o fi însemnând asta? Și clar că nu știți ce urmează, pentru că iată a ieșit această carte. Este o corabie care pornește la drum, dar pornește pe o apă cu multă ceață. E o negură acolo, e un abur deasupra. Habar n-aveți ce urmează, dar sunteți pregătiți să o faceți. Cartea se și numește Orbecăirea prin ceață, cam așa s-ar traduce. Și ca tare jos scrie, mergi încet, ia-ți timpul de care ai nevoie. Da, riscă, asumă-ți, pornește, țintește sus,
dar acceptă că o vreme s-ar putea un pic așa să orbecăiești, ceea ce înseamnă o evoluție lentă. Energia berbecului de multe ori înseamnă grabă, vreau acum, pot mai mult, există mai mult. Da, minunat, există, de undeva trebuie să porniți acest urcuș către nivelul următor, dar lent. Ieșirea uneori din zona aia de confort, din zona asta de n-am, dar știu că există, e grea. E o călătorie de la fostul nivel al vieții voastre care începea cu n-am drepturi, n-am ce-mi doresc, n-am abundență, n-am iubire, n-am, trec de la n-am la am, asumându-mi toate riscurile, trecerea dincolo de pe un teritoriu neumblat, acceptând că e o călătorie lentă. Și puteți ajunge acolo unde v-ați dorit. Și ce minunat! Dincolo de ceața asta, când veți ieși din ceață, când veți pune piciorul pe un teritoriu nou, având curajul să porniți pe teritoriul ăla nou, curajul, riscul, nebunia și așa mai departe, acolo vă așteaptă succes. Iată, e și cartea Succes. Este o panteră care iese din junglă. Clar că ce urmează e o aventură prin junglă, prin ceață. Tocmai de-aia e și ceața și încrengătura vieții prin care o să luptați o vreme. Așa este. Cu răbdare veți ieși la liman, cu răbdare veți trece marea, cu răbdare veți porni o cale nouă. Dar deocamdată vine momentul ăsta al ridicării de jos. Gata, ziceți voi. Nu mai stau la cheremul nimănui, nu mai stau să cer ce mi se cuvine, nu mai stau cu dăm și mie 5 lei, vreau ce mi se cuvine și acolo mi se cuvine succesul de plin, reușita de plină. Și iată, a ieșit și cartea Replenish, asta înseamnă reumplere. Acolo unde n-am, că asta este, omul ăsta întinde o farfurie acolo, un bol, dar e gol, n-are nimic acolo, dăm și mie, nu? Când întinzi mâna, dăm și mie, n-ai nimic în mână. Îi se umple acest recipient. Acolo unde n-ați primit ce vi se cuvine, în momentul când veți avea curajul să schimbați direcția, totul, aruncându-vă în aventura asta de îmbunătățire a vieții voastre, ce-o fi însemnând ea, un nou drum, la capăt se umple recipientul ăsta gol, ăla care de fapt v-a și convins să vă ridicați de jos și să vă cereți drepturile, nu? Dreptul la fericire, dreptul la abundență, dreptul la iubire, dreptul la afirmare, care din diverse motive nu le-ați atins până acum, deocamdată. Dar vine reumplerea, nu? Toate recipientele astea la capăt, când voi ajunge unde mi-am propus, se va umple cu succes, cu satisfacții, având în tot acest timp alături de voi o înțelepciune strămoșească, aș spune eu, ancient wisdom, dar poate fi inclusiv experiența voastră de viață de până acum, poate fi experiența voastră din alte vieți la care puteți avea acces în perioada asta, ca să nu mai vorbesc de îndrumătorii voștri din astral, îndrumătorii voștri spirituali sau, în unele cazuri, chiar îndrumătorii voștri, părinții, strămoșii, că mai sunt pe lume, că nu mai sunt pe lume, sunt acolo în spatele vostru și vă împing bărcuța asta. De undeva primiți înțelepciune, de undeva primiți ghidare, să ieșiți din orbecăială. Uneori când nu văd eu, am nevoie de sus de cineva să mă ghideze. Și fiți siguri că eclipsa are acest rol de a vă ghida chiar și când nu vedeți nimic, din întuneric. Eu nu văd orbul. Ce vede orbul? Dar un orb ghidat poate ieși din întuneric, din eclipsă, nu? Din ceață. Veți ieși din această ceață. Cu această înțelepciune pe care deja o aveți și pe care o accesați, știți ce aveți de făcut, cu alte cuvinte. Nu, chiar dacă pare orbecăială, nu-i nimic, încetul cu încetul voi ieși din zona mea de rătăcire, de derută, de derivă, de încotro, de habar n-am ce mă așteaptă, dar atâta știu, că la capăt curajul meu va fi răsplătit, riscul asumat va fi răsplătit cu ce? Cu succes. Și cu umplerea cupelor care momentan sunt goale și aștept, poate îmi dă și mie ce mi se cuvine. Dar iată ce vă așteaptă la capăt, după succes. Și faza de gratitudine, de recunoștință.
Într-o zi se vor umple aceste conturi, metaforic vorbind, și ăla va fi momentul vostru de recunoștință. Recunoștință pentru ce ați devenit, recunoștință pentru, inclusiv pentru această îndrumare pe care o primiți din astral. Și iată ce frumos scrie pe această carte. Mulțumesc pentru această viață și pentru oportunitățile cu care am fost răsplătit. Deci, acum n-aveți, nu vi se dă, nu primiți, n-ați obținut, ați pierdut, vi s-a luat, nu vi s-a dat, mamă câte pot fi în urmă care generează acest sentiment de n-am fericirea, succesul, bucuria de viață. Dar când le voi obține, când voi umple, replenish, când voi umple aceste cupe cu ceea ce merit, că nu o să primiți nimic pe degeaba, cu ceea ce merit, cu succesul pe care îl merit și de ce merit, pentru că am curajul să-mi asum acest risc al schimbării, atunci va fi momentul când cu recunoștință voi mulțumi pentru tot ceea ce am primit de la viață. Și momentul ăsta nu e departe. Dacă rezonați cu zodia Fecioarei, adică sunteți nativ fecioară, aveți ascendentul în fecioară, luna se află în fecioară în momentul nașterii sau știți că aveți axanodul lunare, nodul nord sau nodul sud în fecioară. Aceasta ar fi povestea pentru voi cu mesaje de eclips. Și de obicei încep orice etalare cu elementele ușor negative, neplăcute. Nu prea sunt. Hai să zicem că singurul element mai ciudat ar fi această carte de tarot numită Luna, dar care merge mână în mână cu această carte. Această carte este destrămarea iluziei, iluzie pe care Luna de foarte multe ori o inspiră. Nu uitați că suntem între două eclipse. O eclipsă de lună și o eclipsă de soare, încât eclipsa de lună prin care tocmai am trecut în martie, urmată de eclipsa de soare, va rupe o zonă de întuneric, nesiguranță, îndoială, neîncredere sau iluzie a vieții voastre. Urmează să vedeți ceva cu ochii voștri, să iasă la lumină ceva, că ce este o eclipsă dacă nu o umbră care trece peste lună sau peste soare, ca apoi să vedeți același lucru într-o altă lumină. Și probabil asta faceți voi în această perioadă. Fecioara, energia fecioară este extrem de debusolată de ceva vreme. În punctul diametral opus fecioarei, încât ori luna, ori soarele, ori nodurile lunare sunt cumva afectate în această perioadă de Saturn și de Neptun, adică în pești, în zodia diametral opusă, posibil mult să simțiți această derută, confuzie, nesiguranța vieții voastre, mult mister, mult necunoscut, dar și multă iluzie, fantezie, speranțe prea mari. Poate alergați după niște chimere, poate n-ați făcut cele mai bune decizii în ultima perioadă, dar tocmai pentru că v-ați dat seama, privind înapoi, că n-ați făcut cele mai bune alegeri, a venit vremea să faceți altele. De asta a ieșit această carte, Choices, alegeri, dar alegerile alea bune, alea în deplină cunoștință de cauză, nu sub magia lunii, cum este aici, energia lunii, care posibil să nu vă arate tot adevărul, să alegeți conform unor speranțe, vise, emoții foarte puternice. Choices, iată cum arată și cartea, este un înger, dar acest înger are o aripă albă și o aripă neagră. Exact elementul întuneric și lumină al eclipselor. A venit momentul ăsta de privit înapoi, că până și acest înger privește peste umăr, dar el se uită la aripa albă. Nu uitați că eclipsele au și astfel de conotații de măsurare a investiției de resurse pe care am făcut-o până acum, propriile decizii, propriile alegeri, propriul drum până acum. Dar în unele cazuri, da, poate n-am mers pe cele mai bune cărări. Dar conștientizăm, dar deschidem ochii, dar ieșim din iluzie,
destrămăm iluzia, punem reflectorul pe întuneric, punem lumina pe penumbra eclipsei, să înțelegem ceva din ceea ce n-am făcut în beneficiu nostru. Aici m-aș gândi la niște relații, pentru că au ieșit două cărți care, mă rog, deși nu sunt similare, mă duc cu gândul la același lucru. A ieșit cartea Relații sincere și serviciu, nu job, service, a fi în serviciu altuia, a fi în slujba altora, ceea ce știți foarte bine că voi, fecioarele, știți ce e aia. Zodia fecioară este chiar zodia serviciului în slujba altora. Ce rol aveți voi în viața altora? Sau, bineînțeles, se poate și invers, ce rol au alții în viața voastră? Și asta vă fi arătat, probabil, eclipsa din martie, eclipsa de lună, că ia câtă luna, în balanță. V-a pus față în față cu un alt personaj din viața voastră. Exact ca aici. Ați privit foarte sincer, conform adevărului, rupând iluzia, rupând minciuna, rupând speranțele inutile, ați privit foarte serios o relație, rolul acelui om în viața voastră sau rolul vostru în viața acelui om. Cu sinceritate, cu adevărul pe tavă. Se știe că fecioara are un dar special de a fi de ajutor altora, de a se dedica altora, de a se pune în slujba altora, în serviciu altora. Și așa și scrie această carte. Mă simt bine când pot să-i ajut pe alții. Dar poate tocmai despre asta e vorba. Oare ați ajutat pe cine trebuie? Oare ați fost la rândul v-a ajutat? Și de aia vine momentul ăsta de aripă albă și aripă neagră. Poate n-a fost egalitate acolo, poate n-a fost adevăr acolo. Voi ați dat totul și cămașa de pe voi, dar înapoi, conform energiei lunii pline în balanță, n-a venit cam același lucru. Dar de-aia trebuie să priviți foarte sincer această relație. Ori voi pe un taler, celălalt pe un taler, ce ați dat voi, poate nu-i suficient din ceea ce își dorea celălalt, sau ce a dat celălalt nu era suficient pentru ceea ce aveați voi nevoie. Și de-aia vine o echilibrare de la luna plină cu eclipsă în balanță, care va continua această echilibrare până în toamnă, încât probabil tocmai în toamnă o să vedeți roadele acestei analize. Dar cu cărțile pe masă, dar ieșind din zona de iluzie, să priviți cât se poate de realist, de aia zice sincer, cât se poate de sincer. Ori pe voi să vă uitați în oglindă ce ați dat într-o relație, serviciu pe care l-ați prestat în beneficiu altuia, oare a fost așa cum trebuie, ori să îl cântăriți pe celălalt, dar dacă v-a oferit ceea ce meritați pentru serviciu prestat. Poate fi și la job, evident, că și acolo e un serviciu, poate ce ați făcut în familie, poate ce ați făcut pentru copii, poate ce ați făcut pentru alții, dar și ceilalți ce au făcut pentru voi. Unul pe un taler, altul pe un taler. Asta este echilibrare, echitate, egalitate. Și probabil n-a fost această egalitate. Pe semne că pe undeva se va face această dreptate. Ai și cartea Păstrează-ți credința, have faith, ai încredere. Ai încredere că legea divină face această dreptate, că balanța aia se va echilibra, dar probabil mai aveți și voi ceva de învățat din povestea asta, mai aveți ceva de schimbat la voi. Dacă vă veți da seama că n-ați dat, că știu că întotdeauna așa o să spunem, eu am dat totul, celălalt n-a dat, dar poate tocmai de asta vorbește eclipsa. Privește-te și pe tine, ce ai dat tu, ce ai investit tu, ce ai oferit tu într-o poveste. Luna nouă în berbec înseamnă eu. Eu cu ce am intrat într-o afacere, într-o colaborare, într-o comuniune de doi oameni pe un balansoar. Ca balansoarul ăsta să se miște echitabil. Nu cumva e mult pe un taler și nimic pe celălalt. E acolo trebuie făcut ceva. Un echilibru. O restabilire a armoniei. 50-50, nu? Și de aia vi se spune, ai încredere. Ai încredere că legea divină intervine. Cine n-a dat cât trebuie, mai devreme sau mai târziu, va începe să dea.
ori voi trebuie să dați mai mult din ceea ce ați dat deja, ori celălalt să dea mai mult. Sau alegerile, pentru că balanța ține și de alegere. Am ales cei petalerul din stânga, dar poate că trebuia cei petalerul din dreapta. Și cine știe, vine și un astfel de moment în care va trebui să luați din nou o decizie. Un restart, o luați de la capăt, un nou început, mergând cumva pe aceeași șină, dar întorcându-vă într-o gară, luând alt tren. Vă spuneam că e faza de răbdare și credință și așteptare a timpului divin sau a legii divine sau a dreptății divine. Și uite ce carte interesantă a ieșit. A ieșit cartea Stai pe spate, odihnește-te și relaxează-te, sau mai bine zis, privește nori. Asta este un element de non-acțiune, de așteptare. Stai cu mintea acolo și așteaptă. Cineva, acolo sus, iacă-te, cu credință, ai răbdare că se face dreptate. Întotdeauna eclipsele lucrează foarte profund, ba chiar și în spatele cortinei. Nu vedem neapărat ce se întâmplă. Dar de asta ies aceste cărți. Gen, ce ai avut de făcut, ai făcut. Acum așteaptă. Așteaptă să se așeze apele, așteaptă să se echilibreze balanța, așteaptă revenirea înapoi la locomanda ca să o iei de la capăt. Așteaptă momentul ăla divin când se va rezolva problema. Și cine știe, probabil la toamnă veți vedea efectele acestei aparente detașări. Da, probabil vi se spune să nu mai faceți nimic deocamdată. Deși luna nouă în berbec înseamnă acționează, la voi probabil înseamnă mai așteaptă un pic. Așteaptă momentul potrivit. Așteaptă să se risipească norii, exact cum zice aici, privește norii. Așteaptă să se risipească norii, așteaptă să se risipească iluzia, ceața, nesiguranța, confuzia, că poate de-aia momentan nu este cel mai bun moment să faceți ceva, ci deocamdată să ieșiți din ceață, să înțelegeți, să descoperiți ce nu e în regulă, unde e dezechilibru. Și va veni și momentul alegerilor, probabil nu deocamdată. Că tot ceea ce trăiți voi are și o conotație pozitivă. Tocmai de aceea aici această carte numită Binecuvântări. Da, uneori ni se pare că toate belelele sunt pe capul nostru. Vai cât de greu este, dar poate, mai ales că este o perioadă cu conotații karmice, poate tocmai în asta constă lecția. Tot ce trăiți, karmic, dezechilibre, supărări, ni se pare că ne lovește destinul, că ne pedepsește Dumnezeu, de fapt, de asta vi se spune, ai credință. Tot ce trăiești e de fapt parte din misiunea ta, din evoluția ta, din creșterea ta, din trezirea ta spirituală și de fapt tot ce trăiești, deși ți se pare că numai bine nu sună, e de fapt o binecuvântare. Gen, tot rău e spre bine, dar nu e rău, pare rău, ni se pare că e rău. De-aia este multă iluzie, de-aia este multă, sunt multe lucruri neînțelese acolo. Multe lucruri încă misterioase, încă lucruri cețoase în viața voastră. Asta inspiră luna, o magie așa care nu e realitate. Va veni și realitatea în momentul când se va risipi aburul, ceața, întunericul. Și atunci când se va ridica ceața de pe drumul vostru, veți face noile alegeri, alea potrivite, probabil la toamnă. Deci așteptați timpul divin și în timpul ăsta detașați-vă, vindecați-vă, analizați-vă, analizați situația aia dezechilibrată din viața voastră și la momentul divin acceptat și potrivit, foarte curând, vă veți coborâ din acest hamac în care stați, într-o aparentă somnolență și așteptare și pasivitate și ăla va fi momentul când veți lua noile decizii de schimbare, de macaz, de sens și care va duce spre împlinirea voastră. Dacă rezonați cu zodia balanței, adică sunteți nativ balanță, aveți ascendentul balanță, dacă luna se afla în balanță în momentul nașterii sau axa nodului lunare, nodul nord sau nodul sud era în balanță în momentul în care v-ați născut, aceasta ar putea fi etalarea pentru voi cu mesaje de eclipsă. Și voi balanțele sunteți în centrul atenției în perioada asta. De ce? Pentru că eclipsa din martie
vă avizați foarte mult prin simplu fapt că luna era în balanță, luna în eclipsă era în balanță, luna plină. Și nodul sud, care este foarte implicat în această axă a eclipselor, e în ograda voastră. Încât voi sunteți într-un moment karmic, într-un proces karmic foarte profund și pe care posibil să-l simțiți destul de sever asupra voastră, se întâmplă lucruri, vi se pare că pică pe umerii voștri lucruri greu de înțeles, firesc de altfel. Pentru că în cazul vostru, cartea cu conotații poate cele mai negative de pe masă este aceasta numită turnul. E când apare turnul, apoi numai fericire nu poate fi. Poate fi o perioadă cu provocări, cu îngenunchieri, cu eșecuri, cu lecții de viață, cu conștientizări, cu belele, într-un fel sau altul. Dar până și belelele astea ne sunt date cu un scop. Iar voi, balanțele, treceți printr-o școală a vieții foarte intensă pe perioada trecerii nodului sud prin zodia voastră. Au fost eclipse în zodia voastră cu 6 luni, acum și încă o dată peste alte 6 luni la toamnă. Deci, practic, 3 serii de eclipse care vă vizează, inclusiv cea din această primăvară. O lună nouă în berbec vă pune în fața unui nou început. Dar înainte de un nou început este un final. Se închide un capitol al vieții voastre. Este un ciclu karmic care se încheie, e un capăt de drum, e o poveste care se încheie. Și a ieșit această carte care, dacă vă și uitați, e vorba de o carte pe care scrie capitolul 1 și altă carte, sau poate aceeași carte, pe care deja scrie The End, sfârșit. Ceva s-a sfârșit ca ceva să înceapă. Și mesajul acestei cărți este concluzii. Și undeva la începutul filmului am vorbit de mesajul lunii pline în eclipsă. Și vă spuneam că luna plină în eclipsă din martie a avut loc în balanță. Și mesajul ăsta și era concluzii. Concluziile sunt la îndemâna ta. Păi ce faci când termini o carte? Extragi niște învățăminte, o morală, rămâi cu ceva, cu o poveste, cu o lecție învățată, egal concluzia de care vă ziceam. Asta faceți într-un astfel de moment. Cartea asta, o adevărată telenovelă, va trece prin foc și sabie. Turnul arată de obicei o situație care cade la pământ. De ce? Ca să reînceapă. Un turn îl dăm jos nu ca să stăm și să plângem vai că s-a dărâmat turnul, ci să facem altul mai bun, mai solid sau pur și simplu altul. Indiferent ce a lăsat în urmă. Un capitol s-a încheiat, de ce? Ca să începeți alt capitol. Sau o carte, o poveste s-a încheiat ca să începeți o altă poveste. Pe semne mult mai bună, pe semne predestinată, că asta înseamnă nodul sud, multă predestinare, lucruri karmice prin care cumva, mai devreme sau mai târziu, trebuia să treceți ca să învățați ceva, să vă ajute în evoluția voastră spirituală. Normal, când cade un turn sub ochii tăi, numai fericire nu poate fi, numai lucruri minunate nu puteți spune că primiți. Dar nicio trezire spirituală nu se produce cu floricele și cu bombonele. Ce trăiți voi e practic povestea vieții voastre, e destinul vostru. Dacă nu era nodul sud în balanță, aș fi spus că e un capitol oarecare de viață, dar nu, e unul capital prin care trebuia să treceți. Era scris, iată, era scris cartea vieții. Unele lucruri sunt trecute în cartea asta, alteori scriem noi capitolele în cartea asta. Dar prin ce ați trecut, sau poate încă mai treceți, e parte din destinul vostru scris, ăla prin care trebuia să treceți pentru a deveni din ce în ce mai bun, pentru a evolua. Și iată ce carte interesantă a ieșit. Iluminare. Și dacă o iau și pe aceasta, în completare cu aceasta,
Cartea Turnul în tarotul clasic este un turn care se prăbușește și din turnul ăla sar niște oameni în flăcări, o coroană care cade de pe turnul ăla, deci practic un edificiu pe care l-ați ridicat foarte sus, se dărâmă sub ochii voștri străfulgerat de un fulger. Și aici se vede fulgerul. Și iată și aici fulgerul. Uite aici. Dar de unde vine fulgerul ăsta? Uitați-vă un pic în imagine. Dinspre cer. Cineva din cer trimite aceste fulgere. Ca și aici de altfel. Încât ce ați trăit în ultima perioadă și făcea parte din contractul ăsta, din cartea vieții voastre, e trimis de sus, sub formă de, da, poate de șoc, de evenimente dureroase, ca într-un film, nu? Ca într-un film de acțiune, ca într-o poveste, ca să învățați ceva din asta, ca să vă treziți spiritual, ca să vă dați seama cine sunteți, ca să vă echilibrați karmic, de ce nu, și ca să vă găsiți și sensul vieții. Pentru că nodul sud nu este sensul vieții. Nodul sud care este în balanță este de unde veniți, cu ce veniți din urmă. Dar scopul nostru în această viață este ce ne arată sensul vieții, adică nodul nord, acolo unde este eclipsa de soare acum. Mai ales voi balanțele, puteți avea în această perioadă revelația, iluminarea, spuneți-i cum vreți, străfulgerarea sensului vieții, că așa se numește această carte. Descoperă sensul vieții tale. Tot ce trăiți, tot ce și nu înțelege, de ce trebuie să trec eu prin asta, de ce mi s-a dărâmat turnul, de ceurile, toate aceste, hai să zicem, șocuri ale vieții, de fapt erau scrise ca să vă descoperiți sensul, misiunea. În momentul când ne descoperim sensul și vine momentul ăla de trezire, de iluminare, de liniștire, practic, a apelor în viața noastră, ăla este un moment de sărbătoare. Și probabil asta ați făcut sau încă faceți, pentru că nu s-au terminat eclipsele pe axa balanței. Vor mai fi și la toamnă. Și probabil cam tot anul sunteți în această scriere, rescriere, închidere de capitole, deschidere de noi capitole. Sunteți așa într-o, pe un pod. Ceva a fost, ceva urmează, dar sunteți încă pe conexiunea asta de pe pod. Dar pe semne că ce e dincolo de pod e ce vi se potrivește, spre aia vă duceți. Și de aia spuneam că vă duceți spre o zonă mult mai bună, că din toată nebunia, turnul, fulgerele, ce e acolo, ai și cartea, pe de o parte iluminare, dar și cartea bucurie, joy. Vă eliberați. Eliberarea de capitolul cel vechi, egal datorii karmice, și datorii karmice unele sunt legate și de viața asta, că putem face datorii și în această viață, dar de ce nu și din altă viață? Și cum e nodul sud în balanță, înseamnă că voi sunteți printre cei care trăiți pe pielea voastră, e karmă pe pâine ce trăiți acum. Dar trebuie să aveți încredere că ce vă așteaptă nou capitol pe care îl veți deschide curând, după ce se vor fi terminat toate eclipsele astea ca o adevărată furtună, trebuie să aveți încredere. Și ce scrie pe această carte? Accept că vocea mea interioară mă va ghida întotdeauna corect. Sensul vieții este ghidarea corectă. Ia-o pe aici, spune universul. Ia-o pe aici, spune eclipsa de soare. Ia-o pe aici, că asta e calea. Și de asta o să vină, inclusiv fulgerile astea, de fapt, pot fi probele vieții, pot fi trimise de sus ca să vă descoperiți sensul vieții. Că nu le găsim așa floricele pe marginea cărării. De multe ori să ne găsim sensul vieții și să ne împlinească și să ne echilibrăm karmic, poate să însemne fulger după fulger, furtună după furtună. Dar într-o zi se termină furtuna, dar într-o zi apare soarele după furtună. Într-o zi s-a terminat nebunia, ca o carte, ca un basm, dacă vă gândiți bine, ca
eroul principal al unei cărți care pornește într-o aventură și trece prin tot felul de momente, de toate felurile, și iubire, și trădare, și moarte, și câte războaie și toate celelalte fac parte din cartea lui de acțiune, dar se termină această carte cu o concluzie. Și ăla e momentul iluminării și ăla e momentul învățăturii. Aha, uite, asta mi-o de învățat de la eroul din cartea asta. Trebuia să se bată cu balaurul, trebuia să se ducă la oaste, trebuia să aibă o rană în picior. De ce? Că asta face parte din creșterea lui, din sensul vieții lui, și în care trebuie să aveți încredere că sunteți ghidat în direcția cea bună. Ghidajul, ia că străfulgerările astea, intuiția, inspirația, ideile, vocea interioară, pe care voi o simțiți foarte intens în perioada asta, prin faptul că sunt atâtea pe axa balanței. Deci nu trebuie să luați probele vieții ca fiind pedeapsă divină, ca fiind îngenunchiere, ca fiind eșec, ci fiind lecție, fiind capitol din cartea vieții voastre, care nu sunt altceva decât trezire spirituală, descoperirea sensului, înțelegerea vieții voastre, cine sunteți voi, ce rol aveți voi în propria viață, dar în existența altora, dar scopul, în momentul când vă veți atinge sau vă veți găsi, mai bine zis, sensul vieții, va fi momentul ăla de bucurie, bucuria sufletului, de iluminare, de liniștire a apelor, și din toată furtuna prin care ați trecut se așează această binefăcătoare liniște. Dacă rezonați cu zodia scorpionului, adică sunteți nativ scorpion, aveți ascendentul în scorpion, luna se afla la naștere în scorpion, sau nodul nord sau nodul sud erau în scorpion atunci când ați venit pe lume, aceasta ar putea fi etalarea voastră cu mesaje de eclipsă. Și ca oricine, evident, în perioada eclipselor, una din întrebările existențiale este: încotro, cine sunt eu, care e misiunea mea, care e rolul meu? Că altfel, de ce ar fi ieșit și la voi, cred că la toate etalările pe undeva a ieșit acest cuvânt, și acesta este scop, sensul vieții, nu? Și ce scrie pe această carte e foarte interesant. Știu pentru ce sunt aici. Știu ce am de făcut aici. Cam asta este mesajul. A venit momentul să vă gândiți, da, de unde veniți, încotro mergeți, că întotdeauna asta înseamnă eclipsă. Nodul nord arată direcția, destinația, sensul, scopul. Și nodul sud arată cu ce venim pe lume, bagajul. Și posibil pentru voi perioada asta eclipsul să fie un final de bătălie. Pentru că este această carte, 5 de spade, care așa și arată, a soldat care calculează nivelul la care a ajuns într-un război. Dar cartea are două conotații. Este acest soldat învingătorul, la picioarele lui sunt armele depuse de rival, el culege laurele victoriei, dar undeva în spate este și învinsul. Deci, unii sunteți în faza de învingător, bravo, uite ce tare am fost, am trecut printr-o luptă, dar alții sunteți și în faza celui care pleacă, abandonează, renunță, a pierdut ceva, dar în niciun caz nu va sta învinsul, nu va sta să-și plângă de milă. Că prea a ieșit și această carte numită Forgiveness, iertare. Într-un astfel de moment, la un final de bătălie, da, învingătorul se bucură de succes, numără teritoriile cucerite, armele depuse la picioarele lui, dar există și învinsul care vă dați seama că nu se bucură. De la astfel de moment, când cineva a câștigat și altcineva a fost învins, vine iertarea, care înseamnă armistițiu. Inclusiv energia berbecului, unde are loc luna nouă cu eclipsă, este foarte războinică. Berbecul este soldatul numărul 1.
Deci voi sunteți un soldat pe un câmp de luptă. Uneori câștigați bătălii, alteori pierdeți bătălii. Uneori vă confruntați cu dușmanul, alteori vă îngenunchează dușmanul. Dar eu aș spune că într-un astfel de moment de iertare, s-ar putea să reîncepeți lupta. Încât în unele cazuri poate sunteți cel învins de aici. Ceva v-a învins, ceva v-a îngenunchiat. O vreme ați stat în zona aia de iertare. Să vă iertați pe voi că ați greșit, să iertați inamicul că v-a învins. Era perioada aia de vindecare, de ce a fost, a fost. Și o vreme ați stat acolo să vă lingeți rănile, să suferiți, să înțelegeți ceva din toate aceste lecții ale vieții date într-un război pe care pe semne că l-ați pierdut, dar a venit vremea revanșei pentru voi, întoarcerea armelor, întoarcerea pe câmpul de bătălie. Primiți un mare mesaj, o chemare foarte puternică să o luați la capăt, să reporniți bătălia. Ceva vă spune că nu e poziția voastră aia de învins, de victimă, de abandon, nici vorbă. Și de aia a venit cartea aceasta care se numește Răspunde chemării. Și jos, timpul este acum. Luna nouă în berbec cu eclipsă înseamnă începe acum, acționează acum. Și de aia sună clopoțelul, answering the call. Răspunde chemării, răspunde, sună telefonul și răspunde la telefon, că la telefon este reînceperea războiului. Mă ridic, am iertat, m-am vindecat, m-am iertat, deci mai degrabă e faza de m-am iertat pe mine pentru că am fost învins pe un anumit plan, am pierdut ceva, dar scopul meu nu este cel de învins. Eu pot întoarce balanța, că ce a fost, este o perioadă cu nodul sud în balanță, eu pot întoarce girueta de jos. Acum pot să ajung sus. Din poziția de învins pot ajunge învingător și puteți deveni ăsta acum, cel care într-o zi va fi el victoriosul. Și de aia a venit vremea revanșei, vă spuneam. Timpul acțiunii este acum, răspunde chemării, ceva vă spune, hai, revin în luptă, iau-o de la capăt, luptă din nou și a ieșit cartea Give Back. Nu vă sună revanșa? Dau înapoi. Dau înapoi riposta, replica, contraatacul. De ce? Ca să îmi recapăt ce am pierdut și pot obține, evident, printr-o luptă. Trebuie să vă recapătați mândria, trebuie să vă recapătați poziția, trebuie să vă recapătați drepturile, fericirea, ce-o fi acolo. Pentru că sensul vostru nu este cel de învins, ci cel de vingător. De aia, în următoarea perioadă, are și două cărți care cumva merg mână în mână. Are și cartea Focus, concentrează-te, focusează-te. Singurul tău sens, purpose, singurul tău scop este să te ridici și să repornești lupta, să redobândești al tău cu multă putere. Iată și cartea asta e foarte interesantă, este un ghepard, un leopard de zăpadă, deci clar că trăiește niște auspicii foarte austere. Frig, în vârful muntelui, nu e simplu. O mai fi și pe cale dispariție, cine știe. Deci clar că voi sunteți un erou care momentan trebuie să treacă printr-o perioadă grea, austeră, condiții defavorabile, în care dași mai linge rănile, a suferit, a fost învins, a fost copleșit, dar se ridică, se concentrează pe recuperarea forțelor, ca într-o zi să se întoarcă și să-și ia revanșa. Dar ziceam că merg mână în mână, pentru că a ieșit totodată cartea Legământ. Omul ăsta, învinsul, e un soldat adevărat, nici vorbă să stea să-și plângă de milă, ci tot ce își propune el este să se refacă, să se ridice de jos. Și timpul e acum. Este energie puternic marțiană, puternic de ambiție, de voință, de nu mă las, mă ridic și eu de la capăt.
Pe mine nu mă doboară nimeni. Ego, da, dar în sensul bun al cuvântului. Curaj, energie, ambiție, voință, încăpățânare să fiu din nou acolo pe vârful muntelui. Că acolo mi-e locul, nu jos unde îmi plâng de milă. Poate și forgiveness ăsta, poate tocmai asta este să nu cerșiți iertare, ci să vă recăpătați poziția. Învins, învingător, se schimbă clepsidra, balanța. Din poziția de jos puteți ajunge din nou sus, din îngenunchiat în cel de victorios. Și de-aia este marele vostru legământ. Marea ambiție, marea încăpățânare. Nu mă las. Ia că omul ăsta își pune mâna pe piept și cum faci? Mă bat cu pumnul în piept și pot. Energie de putere, nu de soldat la pământ. Și de-aia este momentul să vă ascultați intuiția, chemarea, vă sună clopoțelul acolo, hai, du-te, ridică-te din patul de suferință și du-te din nou în luptă. Ce-o fi lupta aia? O nouă luptă, aceeași luptă, să obțineți ceea ce v-ați propus, de-aia a ieșit cartea Purpose, scop, ce-mi propun eu? Și zice, eu știu pentru ce sunt aici. Ați venit aici să fiți soldat în linia întâi, în niciun caz soldatul învins. Că mai este uneori învins soldatul, că mai e rănit, că mai e la pământ, nu-i nimic, el se ridică pentru că și-a luat un legământ. Legământul este ce scrie acolo pe contractul vostru de suflete. Scopul vieții, nu? Ăsta este legământul. Am venit pe pământ să, puncte, puncte. Și pentru asta mi-au angajamentul. Și pe semne că pe undeva, tocmai unul din angajamentele astea v-ați fofilat, v-ați eschivat, le-ați ratat, se poate și asta. Am vrut să, dar n-am mers. Am vrut să fiu un soț bun, dar n-am reușit. Nu-i nimic. Repară ce poți. Învață din eșecul anterior, învață din poziția de înfrânt. Pentru că înfrântul poate deveni învingătorul de mâine. După ce își învață lecția. Și de asta e și această carte numită Dă jos masca. Sau măștile poate chiar. Că este și la plural. Dă jos masca. Care o fi masca? Voi știți ce rol jucați și nu vă reprezintă. Poate acolo unde ați pierdut o bătălie nu era potrivită. Nu mergeați pe calea dată. Dar pentru a fi pe plac, că de aia ne punem măști, pentru a fi pe plac, ați mers pe calea aia. Dar de aia vine chemarea. Chemarea vă zice, dă jos masca și nu mai merge pe calea pe care ți-o arată altul. Că de, ești în poziția de învins, de doborât. Îți arată altul. Uite, iau pe aici, iau pe aici, că altul este la putere acum. Dă jos masca și recuperează-ți puterea. Ești din zona de victimă, ești din zona de nu pot și descoperă ce poți tu. Exact cum zice această carte, știu pentru ce sunt aici, aici în lumea asta, în viața asta. Și asta înseamnă eclipsa. Din când în când eclipsa ne mai aduce aminte pentru ce am venit pe lume. Și acum vă întoarceți armele, give back, cum zice aici, dă înapoi. Dă înapoi ca la tenis și recuperează tot ceea ce ai pierdut. Poziție, iubire, putere, familie, bani, cu ambiție, cu multă ambiție, că e legământul vostru, a venit pe lume să fiți învingători și a venit timpul să recăpătați, să vă recăpătați poziția, drepturile, puterea de soldat învingător. Dacă rezonați cu zodia săgetătorului, adică sunteți nativ săgetător, aveți ascendentul săgetător, luna se afla în săgetător sau nodul nord sau nodul sud era un săgetător la momentul nașterii, aceasta ar putea fi etalarea pentru voi cu mesaje de eclipsă. Și foarte interesant, știți că eu mă leg de ori de cuvintele repetate, ori pornesc cu o carte cu conotații ceva mai negative, dar la voi apare de două ori cuvântul transformare. Care sunt șansele să iasă același cuvânt, când am atâtea cărți la dispoziție. Aici este omida care va deveni fluture, tot un proces de transformare, și aici este pasărea Phoenix care se ridică din propria cenușă.
Cu alte cuvinte, ceva a fost, o etapă a vieții voastre s-a încheiat și urmează alta, dar cea în care intrați este o cu totul altă vibrație pentru voi. Că ce înseamnă o lună nouă în berbec dacă nu un mare nou început, un mare nou restart și care vă reprezintă? Pentru că e vorba de berbec și berbecul înseamnă eu. Puteți descoperi cu ocazia asta cine ați devenit, în ce v-ați transformat, cine știe de câtă vreme. Că poate fi un proces de lungă durată prin care ați trecut. Dar încep să se vadă rezultatele pe semne. Și pe această carte cu pasărea Phoenix scrie o nouă cale, o cale nouă și proaspătă, un stil nou de viață apare. O altă viață, cu alte cuvinte. Ce lăsați în urmă, clar, lăsați o zonă un pic întunecată a vieții voastre. Tocmai de aia vorbim de eclipse. Eclipse având conotația întuneric, umbră, penumbră, esențială. Care este dată chiar de această carte? Este Marea Preoteasă. Este o carte puternic guvernată de lună, elementul feminin, încât probabil pe voi va afecta destul de puternic eclipsa de lună, poate mai mult decât eclipsa de soare, dar probabil eclipsa de lună declanșa ceva ca apoi eclipsa de soare să activeze acțiunea, direcția, nou stil de viață de care vă ziceam, transformarea este dată de eclipsa de soare, dar după ce ați conștientizat întunericul pe un anumit plan. Știți cum se spune? Ce este întunericul? Este absența luminii. Pe undeva vă dați seama că este întuneric, ceva lipsește în viața voastră. E, ce lipsește? Se pune întrebarea. Ați căutat voi multă vreme răspunsul la această întrebare și ați folosit tot felul de metode de explorare, de cercetare, de cunoaștere, de înțelegere. Inclusiv Marea Preoteasă este o carte a căutărilor spirituale. Poate sunteți printre cei care ați încercat anumite tipuri de credințe, religii, terapii, instrumente, în care la suflet ați acționat. Marea Preoteasă de suflet se ocupă foarte tare, de spirit poate chiar. Dar n-ați ajuns la o concluzie în toată această căutare. Dar totuși asta faceți. Și într-un astfel de moment începe să se vadă așa la orizont destinația căutărilor voastre. Începe, fluturile ăla începe să iasă din cocon. Pasărea asta, Phoenix, parcă începe să bată din aripi. Și asta sunteți voi cel transformat prin tot acest proces de cunoaștere foarte profundă. V-ați cunoscut în tot acest timp sufletul. Pe toate palierele vieții. Prin toate acele terapii de care vă ziceam, iată chiar și această carte arată o femeie cu o carte deschisă în față și cu o cheie în mână și clar că ea s-a căutat pe toate palierele vieții și a descoperit multe despre ea. Și tocmai de-aia, prin acest proces prin care trece, cine știe de câtă vreme, nu mai e acest om, adică voi, nu mai sunteți cel de ieri, nu mai sunteți cel de acum 2 ani, nu mai sunteți cel de acum 18. Multe s-au schimbat la voi. A venit un moment în care trebuie să vă uitați la aceste rezultate. Să vă uitați într-o oglindă și să vă puneți întrebarea aia pe care eclipsa de soare în berbec o să ne-o pună. Cine sunt eu? Mulți ați găsit acest răspuns, alții urmează să primiți acest răspuns, că e în interior răspunsul, că de fapt răspunsul este chiar vocea spiritului și care cum vorbește cu noi? Prin intuiție, nu prin altceva. Nu primim mesaje altfel de la eu-ul nostru interior decât prin intuiție, vise, senzații, viziuni. Și poate asta primiți voi de o vreme încoace, niște semnale din interior foarte ciudate, care vă pun pe voi într-o altă lumină. Și de aia ziceam că descoperiți că nu mai sunteți cel de ieri, nu mai sunteți cel de odinioară. Clar v-ați schimbat în altcineva. Și posibil
mulți să nu fi avut curajul să vă priviți în această oglindă. Din diverse motive vă era un pic frică. Ce am să descoper eu acolo? Poate nu-mi place omul ăsta. Dar fiți sigur că a lucrat spiritul în voi în tot acest timp ca să fiți pe calea cea bună. Deci această carte, procrastinare, e un cuvânt care vorbește de faptul că tot amânăm, tot amânăm. Nu azi, mâine, nu azi, mâine, nu azi, mâine. Apoi, până când? O să ne întrebe Universul. Că poate unii, inclusiv această carte, este o carte ușor pasivă, este o carte de stat în umbră, o carte de așteptare a momentului, nu de acțiune. Transformarea până acum e foarte posibil să fi fost în spatele cortinei, foarte profundă, nu se vede. E probabil a venit vremea să scoatem la lumină transformarea. Că poate până acum a stat în zona asta de procrastinare egal amânare, nu-i momentul, nu-i momentul, nu-i momentul, așteptând. Și iată, ești această carte relaxare. Uite cum arată această imagine. Un om într-un hamac foarte detașat, foarte pasiv în lumea lui, dar ce face el acolo? Citește. Toată această căutare. Ce citește? Cartea pe care o are marea preoteasă pe masă. Uneori, când vedem că nu se întâmplă niște lucruri și da, ne supără, așteptăm și de aici sentimentul de procrastinare, tot așteptăm iubirea vieții, succesul vieții, toate alea, de ce nu vin și ne punem întrebarea, de ce, Doamne, uite, eu muncesc de 30 de ani și eu n-am primit încă ce merit. Poate și pentru că pe undeva noi n-am făcut ceea ce trebuie. Poate relaxarea asta arată că n-am prea pus osul la treabă în anumite puncte de vedere. Ne-am bazat un pic. Dacă mi-e scris, se întâmplă. Nu e chiar așa. Se întâmplă dacă ne e scris. Dar dacă facem și noi ceva în direcția asta. Că poate procrastinarea cu relaxarea arată că poate prea relaxați ați fost. Ați trecut prin tot felul de momente în care ați fi putut face niște schimbări și nu le-ați făcut. Zicând, nu-i momentul sau nu-s pregătit sau nu mi-a scris, nu mi-a dat. Eu nu niciodată. Și de-aia alea erau momentele voastre de treceri prin niște gări în care puteați urca niște trenuri. Trenul acțiunii care ducea spre lucrul ăla sau pe un tren care trecea iarăși pe linie moartă și iar procrastinare și iar așteptare și iar stat în hamac și așteptând momentul divin când se întâmplă. Și e și cartea Choice. Alege. Noi alegem. Trecem prin atâtea răscruci și eclipsa este o astfel de răscruce în care noi alegem. O iau în stânga sau o iau în dreapta. E o acțiune acolo. Dar de multe ori Choice, această alegere, a fost procrastinare. Nu acum. Anul viitor. Nu acum. Mâine. Mă apuc de o cură de slăbire. Dar de la întâi. Care întâi? Nu știu. Într-o lună. Într-o lună. Toată această amânare de câte ori toți o facem. Schimbă-te, zice Universul, pornește, schimbă sau schimbă-te. E alegerea ta, spunea din nou Universul. Și noi iar amânam și iar așteptam și iar poate se întâmplă de la sine, poate îmi cade pară mălăiață. E, a venit un moment în care tocmai asta înseamnă. Nu mai amâna, nu mai sta să dormi în hamac. Nu mai fi atât de relaxat, bazându-te că dacă ți-e scris se întâmplă și acționează. Fă ceva în direcția asta. Ieși din cocon și zboară, fluture. Ridică-te de jos, pasăre Phoenix și zboară. A venit momentul să vă treziți ce este de fapt pasărea Phoenix. O pasăre care a murit, a ars. Și sunteți zodii de foc, nu uitați, a ars și din propria cenușă renaște mai frumoasă ca înainte. Și când am zis frumoasă, iată ce carte frumoasă a ieșit. Beauty, frumusețe. În tot acest timp, acolo, în procrastinarea voastră și în amânare și în aparenta pasivitate, dar care, de fapt, va ajuta să învățați, să vă învățați. De fapt, ați aflat cine sunteți. Și vă dați seama ce frumoși sunteți, pentru că o omidă
Sunt și o miss foarte frumoasă, dar nu e atât de frumoasă. Pentru că adevărata frumusețe a omizii este momentul când se transformă în fluture. E potențialul, omida, larva, ou, a venit pe lume să fie fluture, nu să fie omidă. E, voi asta o să deveniți. Trandafirul ăsta frumos. V-ați descoperit pe voi, v-ați transformat în fluture, v-ați transformat în pasăre Phoenix, care așa se spune că în momentul când a renăscut era mai frumoasă decât înainte. Deci în tot acest timp de autocunoaștere, de aparentă stagnare, așteptare, amânare, fugă, voi v-ați îmbunătățit, v-ați upgradat, ați devenit din ce în ce mai bun și iată ce carte frumoasă a ieșit. Self-esteem, stimă de sine. Pentru că tot ce ați învățat voi în acest timp aparent în așteptare și poate nu este o așteptare dorită, stau acolo și dorm. Nu, poate a fost o așteptare a momentului în care o să iasă fluturile astea din cocon sau când o să înflorească bobocul ăsta de floare. Nu e momentul, zicea cineva, universul. Dar a venit momentul. Să vă arătați. Luna nouă în berbec înseamnă mă arăt pe mine. Mi-arăt self, nu? Self-esteem. Mi-arăt cât de bun sunt, cât de frumos sunt, cât de strălucitor sunt ca fluture care zboară. Trebuie să scrie pe această carte. Eu posed daruri ale sufletului care îmi sunt benefice mie și altora. Eu posed. Deci, asta și-a dat seama Omida. Că poate fi și fluture. Că poate fi... Poate zbura peste toate, se poate transforma din ce în ce mai bun. Că și trandafirul, la început e un boboc, dar adevăratul potențial al trandafirului e momentul când explodează în floare. Nu cumva sunteți într-un astfel de moment? Stând, a stat în planul 2, da, inclusiv Marea Preoteasă e ceva în umbră, în penumbră, precum o eclipsa. Posibil unii să vă fi simțit de prea mult timp că stați pe margine. Dar a venit un moment în care de voi depinde, de asta zice choice, e alegerea ta, e liber arbitru, curajul de a ieși în față, de a nu mai amâna, a face ceva care o să-ți arate cât de bun ești tu, stima de sine. Dar în tot acest timp probabil ați trecut prin tot felul, prin școala vieții, prin studiu, prin autocunoaștere, că de-aia ne punem toți întrebarea cine sunt eu. N-ați descoperit încă? Nu-i nimic? O să descoperiți în perioada imediat următoare căutând, încercând să înțelegeți, căutând înțelesuri, cum s-ar spune. Iar un săgetător pune mult preț pe ideea de a înțelege. O să înțelegeți niște lucruri în momentul când o să vă puneți aceste întrebări, o să le căutați pe tot felul de instrumente de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de trezire spirituală și așa mai departe, pentru că nu mai sunteți cel de ieri. Ați pornit pe o cale a transformării de mult și urmează să se vadă roadele, de care veți fi mândru, stimă de sine, nu? Trandafir, frumusețe, pasărea Phoenix, un nou stil de viață urmează să apară, încât da, puteți fi relaxați. În continuare, că sunteți pe drumul cel bun, dar totuși o pasăre Phoenix când devine, renaște, mai bine zis, și renașterea asta poate fi dureroasă. Nu cred că e atât de simplu nici pentru o midă să se transforme în fluture, dar și ce frumos arată după ce iese din cocon. Deci nu uitați, ăsta sunteți voi. Stimă de sine, frumusețe, transformare, adevăratul vostru eu, așteptând momentul ăla în care întindeți aripile să zburați. Dacă rezonați cu zodia Capricornului, adică dacă v-ați născut în zodia Capricornului, aveți ascendentul în Capricorn, dacă aveți luna în Capricorn la naștere sau nodul nord sau nodul sud în Capricorn, aceasta ar putea fi etalarea voastră cu mesaje de eclipsă. Și în cazul vostru ceva îmi spune că ar putea fi vorba de planul relațional al vieții voastre, de oamenii care vă trec prin cale. Pentru că oamenii care ne trec prin cale la un moment dat sunt oglinzi, care arată ceva la noi. Încât posibil să fiți într-o pasă un pic delicată și ca tare am să încep cu acele cărți cu conotații oarecum negative.
ați putea fi în această fază de 10 de spade, care este de obicei cartea omului înfrânt la pământ, care mai mult de atât nu mai primește nicio spadă, le-a primit pe toate. Ceva vă doare, ceva vă îngenunchiat, nu? Și de aia a ieșit și această carte numită Impas. Sunteți într-un moment în care nu mai aveți putere să vă ridicați. Și cum am zis că ar putea fi în strânsă legătură cu o relație, poate sentimentală, da, poate nu numai, pe semne că o relație v-a lăsat fără putere. Când vine și a 10-a spadă, apoi e clar că ești terminat, nu? Mai mult de 10 spade în tarot nu se poate. O persoană care și-a, hai să zicem, acceptat înfrângerea, n-are deocamdată forța de a ieși din zona asta de la pământ. Dar când apare un astfel de moment, maximum posibil, impasul ăla, stai un pic și te gândești. Ce fac? Stau în zona aia de victimă, de învins, de moarte, sau renasc și o iau de la capăt? Iar o eclipsă este un moment foarte bun de a o lua de la capăt. Și jos scrie, reflectă și redirecționează-ți energia. Da, acum nu mai ai energie, clar. O vreme o să stați acolo jos, să vă lingeți rănile, să se vindece rănile, să iertați, să uitați, să treceți peste toate. Dar într-o zi, un pic remontat, toată energia asta pe care încetul cu încetul o reumpleți acolo, bateriile voastre se reumple un pic de energie, normal că nu o să o duci în aceeași direcție de unde au venit spadele. O spadă și încă o spadă și încă o spadă. Ci în altă parte. Dacă până acum m-am îndreptat spre cineva care a dat în mine cât s-a putut, m-a săgetat cât s-a putut până m-a terminat, nu tot acolo mă duc să primesc și a 11-a spadă, că nu există. Mai mult de atât nu se poate. Le-am primit pe toate, m-a dat la pământ și în momentul când îmi voi recăpăta forțele, când mă voi vindeca, clar că voi îndrepta toată atenția în altă direcție. Poate chiar spre mine însumi. Că de asta zice această carte, reflectă și redirecționează-ți energia, după care ești această carte, onorează-ți energia. Asta ce înseamnă? Eu merit totul, eu sunt mai presus de orice. Că tot eu le-am primit pe toate, le-am acceptat încă o săgeată și încă o sabie și încă o sabie, până când cineva și-a descărcat mitraliera în mine. Dar m-am trezit, dar mi-a ajuns, dar am luat lecțiile ce trebuiau învățate de aici și îmi redirecționez energia. Ai și două cărți. Aceasta se numește Love, iubire, și asta Self-Love, iubire de sine. Nu-i interesant? Ce înseamnă redirecționează-ți energia? De la iubire, love, către cineva, la self-love, către mine. Întorc oglinda. Luna nouă în berbec, eu, în loc să-ți dau ție tot ceea ce înseamnă balanța, unde este nodul sud, am trimis către celălalt de pe talerul ăla tot și iacătă ce s-a întâmplat. Am stat un pic, mi-am dat seama că balanța a luat-o razna și întorc oglinda către mine. De la love către altul, la self-love către mine. Și în momentul ăla, nemai dând celuilalt pe taler, ce fac? Îmi reîncarc mie bateriile iubindu-mă pe mine. Dar în tot acest timp îmi pun niște întrebări, clar. De aia și zice, reflectă, gândește-te. Gândește-te de ce au fost astea 10 de spade, de ce a apărut impasul, de ce a fost iubirea asta pentru cineva care probabil te-a îngenunchiat. Și ai citit această carte numită Prietenie,
Dar mai puțin contează cuvântul prietenie, da, prietenie, iubire, tot pe acolo, către alții duce prietenia, nu? Dar jos ce scrie? Înțeleg că un prieten este în viața mea cu un scop. Nu cumva, tocmai asta ne învață luna plină cu eclipsă în balanță din martie și peste încă 6 luni, încă o serie de eclipse pe axa balanței? Mă uit la celălalt, pentru că celălalt îmi dă mie niște lecții. Înțeleg că un prieten este în viața mea cu un scop. Omul ăla care v-a îngenunchiat, nu v-a dat ceea ce ați meritat, toate problemele alea, de fapt a apărut un scop cu scopul de a vă întoarce oglinda către voi. Se zice că oamenii, relațiile din viața noastră, tot ce trăim în legătură cu alții, de fapt sunt o oglindă a mea. Eu a trebuit prin omul ăla care m-a îngenunchiat, m-a rănit, m-a trădat, m-a lăsat în balta de sânge, vorba aia, după ce și-a lăsat toate săgețile în mine, de fapt omul ăla anume a apărut în calea mea. De-aia și zice că orice om este în viața mea cu un scop. Și este o perioadă cu eclipse pe axa balanței, este o perioadă plină de personaje karmice în viața noastră. Oameni în altă viață care au venit să ne învețe ceva, da, în unele cazuri este și răfuială acolo, este și răzbunare, este și întoarcerea monedei, de toate. Și oamenii prin care, aceștia care au dus în situația asta de la pământ, cu rănile de rigoare, de fapt v-au învățat ceva și au apărut în calea voastră cu un scop, să vă dea lecția cu pricina, dar în primul rând să vă întoarceți la voi. V-a trădat pentru că vă trădați singur, v-a mințit pentru că vă mințeați singur, v-a făcut un rău pentru că vă făceați singurul rău. Și de aia trebuie să gândiți de ce au apărut oamenii ăștia, ce vor ei să vă arate. Și dacă printr-un fel sau altul relația cu pricina s-a terminat, că poate de asta sunteți în faza asta de redirecționare a energiei, nu-i mai dau totul ăluia că m-a rănit, gata, mi-am învățat lecția de la el, mă voi duce în altă direcție. De unde clar că voi primi alte lecții, dar în primul rând poate mă întorc la mine. Poate veni vremea să mă ocup de mine, să mă iubesc pe mine, să mă prețuiesc pe mine. Că asta mi-au arătat toți ăștia. Și părintele din viața mea, și copilul din viața mea, și soțul din viața mea, și învățătoarea din viața mea, toți îmi arată mie ceva și mă învață pe mine ceva, clar. Ce drept în tot acest joc relațional mai apar și relații nepotrivite și iată, e și cartea Tentație. Poate și tentațiile au rolul lor. Dar tentațiile pot fi de orice natură. Tentație sentimentală, dar și orice altă tentație. Tentația aceea de care vă ziceam, de a ne face singuri rău. Că poate, dacă ai și self-love, putem lega această carte, 10 de spade și de love, cineva pe care l-am iubit, mi-a dat 10 săbii până m-a distrus. Poate fi prietenie, un prieten a dat în mine cu săbile până m-a distrus, dar poate chiar și eu, self-love, poate eu mi-am dat în mine 10 spade până m-am autodistrus. Și asta a fost ispita, ispita răului. Am permis lucrurile astea să se întâmple, că puteam să nu dau voie să se întâmple și asta o să faceți acum înainte. Stop, o să ziceți voi, gata. Să dați afară elementul nefast, periculos, ispititor. Și iată, nu întâmplător apare cartea Onorează-ți energia. Păi onorație cu tentație, cu onoare, pardon, onoare cu tentație nu prea merg mână în mână. Onoare e ceva corect, cinstit, de care sunteți mândri, pe când tentația. Deci pe undeva trebuie eliminată tentația din viața voastră, inclusiv tentația de a vă mai duce odată să vă mai lovească cine o fi acolo, ori voi să vă loviți singur cu aceeași săgeată, cu aceeași sabie, ca asta este ispita de a mai băga o sabie sau de a lăsa pe cineva să mai bage o sabie în voi. Și de-aia am zis că este timpul să eliberați tentația și a ieșit cartea Release, dă drumul, eliberează-te, elimină. O schimbare. Clar. Exact cum zice aici, redirecționează-ți energia.
Nu sta acolo și plângi de milă că vai sunt la pământ, ci mă reconfigurez, mă reașez, mă vindec, îmi recapăt puterile, mă iubesc din nou pe mine, mă descoper din nou pe mine, că ce este o perioadă cu eclipse dacă nu un moment de trezire spirituală și de conștientizare. Și în momentul ăla când îmi dau seama ce îmi face rău, care este ispita, care este pericolul din viața mea, îl dau afară, release, plec de acolo de numă. Nu mă întorc tot acolo. Asta este schimbarea direcției. Asta vă spune vouă această etalare. Să nu vă mai duceți pentru a nu știu câta spadă în același loc. Să nu repetați acea greșeală, să nu rămâneți într-un cerc vicios, că de-aia e și tentația. Un cerc vicios din care doar voi puteți ieși. Și da, tot ce ați întâlnit în aceste povești trebuia să treceți prin ele, cum zice aici, oameni care trebuiau să treacă prin viața voastră să vă învețe ceva. Acum, stop, gata, am închis un capitol, mă eliberez, mă vindec, îmi recapăt puterile și eu de la capăt în altă direcție. Și aia va genera din nou iubire, iubire de alții, iubire de mine, prietenii noi, relații noi, oameni noi, noi, că asta înseamnă luna nouă în berbec. Un nou început, ceva complet nou, ceva ce n-am mai făcut niciodată. Învățând, de fapt, din ispitele, săbiile, îngenunchierile de până mai ieri. Dacă rezonați cu zodia vărsătorului, adică sunteți nativ vărsător, aveți ascendent în vărsător, luna în vărsător sau nodul nord sau nodul sud în această zodie la naștere, atunci aceasta ar putea fi etalarea voastră de eclipsă. Și ca oricine, evident, sunteți într-un moment de schimbare de sens, de punct și de la capăt, căutând o cale nouă. Posibil să simțiți de ceva vreme o apăsare de natură poate spirituală. Ceva de genul, trebuie să trec prin toate astea, că așa mă echilibrez, așa plătesc, așa învăț și toate sunt trimise de sus. Pentru că e și cartea asta Judgment, judecată. Și am să citesc și ce scrie pe ea. Înțeleg că fiecare are propria și unica sa cărare prin viață, dar și propriile sale provocări. Posibil de când, mai ales de când îl aveți pe Pluto în zodia voastră, adică de anul ăsta, să aveți o conexiune foarte profundă cu cerul, să zicem așa. Cu spiritualitatea, cu spiritul din voi, cu îndrumătorii voștri spirituali, cu ghizii voștri din astral. Că nu întâmplător a ieșit și această carte, pe lângă Judgment, care vorbește foarte mult de predestinare, de, cum zice aici, propriul și unicul drum, dar și propriile provocări, destinul, cu alte cuvinte, a ieșit și această carte numită Ajutor de deasupra, adică din ceruri. Posibil voi să fiți printre cei care simțiți această apăsare a universului, poate chiar pe umerii voștri. Că se întâmplă niște lucruri, că treceți prin niște probe de viață, că învățați ceva din asta, că dar vei se pune o presiune de destin, poate chiar. Dar în același timp, aveți încredere. Aveți încredere că cineva acolo sus, help from above, ajutor de deasupra, că cineva acolo sus vă ghidează în tot acest timp. Vă trimite probe, vă trimite lecții, vă trimite tot felul de provocări din care aveți ceva de învățat. Uitați-vă un pic la această carte. Este Moise prin deșert. Țineți minte cât a mers Moise căutând țara făgăduinței, luându-se după ce? După un mesaj divin, i-a transmis la un moment dat Dumnezeu, ia-ți poporul și pe aici drumul. Și câte s-au întâmplat? I-a dat și mană cerească, i-a despărțit și apele să treacă marea.
Țineți minte povestea. Și jos scrie, în primul rând sus scrie trecerea prin deșert, traversarea deșertului, dar jos zice, ai încredere că există un plan divin în toate. Normal, când treci prin niște probe, te gândești la rău, pui întrebările alea, de ce, Doamne, de ce trebuie să trec eu prin asta, inclusiv de ce trebuie să rătăcesc prin deșert atâta amar de vreme, până când ce? Dar pe de altă parte, inclusiv această imagine, mie mi inspiră exact ajutorul ăsta divin, exact sub influența căruia a plecat Moise în deșert. A auzit o voce de sus, de la Dumnezeu, ia-o pe acolo, pleacă, du-te, pe aici este drumul. Și a făcut-o, a avut încredere. A primit inspirație, a primit imboldul, a primit și instrumentele pe parcurs, că n-a fost lăsat de izbeliște și și-a asumat riscul. Da, bine, ok, plec, că acolo e țara făgăduinței. Dar de fapt, drumul lui Moise prin deșert nu era decât o aventură a cunoașterii, a căutării de sine, a căutării locului, că de ce a plecat din Egipt? Să-și caute țara, tărâmul făgăduinței, unde își va planta poporul, nu? Și vor prinde rădăcini. Asta ați făcut și voi de ani de zile. Ați rătăcit pe tot felul de căi, mai bune sau mai rele, cu provocările de rigoare, proprii, cum zice această carte, propriile provocări și propria cale. Ați mers pe calea voastră. Moise a mers pe calea lui. El știa că tot ce trebuie să facă este să plece de undeva și să se ducă acolo unde este locul. Și a primit ajutor, a primit toate îndrumările, nu? Și de aia zic că și-a asumat riscurile. Taking risk, scrie pe această carte. Asumă-ți riscurile, fie ce-o fi, a zis el. Accept, am încredere. Poate prea puțin a depins de el. El s-a lăsat ghidat, condus, mânat, dar a rătăcit, așa este. Știți bine că a rătăcit, nu știu, vreo 40 de ani în deșert, până când a ajuns undeva să-și facă țara lor. Poate asta faceți și voi. Sau poate asta veți face de acum încolo 20 de ani cu Pluto în zodia voastră. Evident, nu o să stați 20 de ani în deșert. Dar poate asta faceți de ceva vreme. Rătăciți de multă vreme. Inclusiv e posibil să aveți o vârstă înaintată și să ziceți, da, dar unde-i destinul meu? Dar unde-i țara aia a păgăduinței? Unde-i ce merit eu? E, uneori poate n-ați mers pe căile bune și de-aia ați rătăcit. Păi până și Moise, hai să o luăm în sens geografic, pleci dintr-un loc, ajungi în alt loc, nu durează 40 de ani, nici dacă te duci în partea cealaltă a pământului. E clar că a rătăcit, clar că ceva l-a ținut pe loc, clar că a avut ceva de învățat în ăștia 40 de ani până a ajuns undeva la o destinație. Adică s-a găsit pe el și a format nou destin. O epopee a fost aia. E, probabil, dacă n-ați ajuns încă acolo unde ați pornit cândva, prin deșertul ăsta, păi deșertul ăsta nu prea suferă multe. Posibil pe parcurs să fi fost aceste elemente care v-au abătut, și anume limite, propriile limite, convingeri limitative, provocări din alte părți, care nu v-au dat voie să ajungeți deocamdată acolo unde v-ați propus. Inclusiv acest element, numit denial, negare, nu, nu-ți dau, a zis Universul. N-ați ajuns, exact cum e această mână întinsă la struguri, care n-ajunge la struguri. Ori voi n-ați ajuns la struguri, ori n-ați fost lăsați să ajungeți la struguri. Deci aceste două cărți arată că au fost multe nu-uri pe parcurs, dar și asta a avut un rol. Până și astea au fost ajutor de deasupra. Da, ciudat, să primești nu-uri. Dacă până și Moise a plecat la drum, la îndemnul lui Dumnezeu, așa și voi ați venit pe pământ, tot la îndemnul lui Dumnezeu, să chiar și să rătăciți, că nu toată viața este cu plecare și finish. Normal că mai mergem și pe căi care nu ni se potrivesc, adică astea. Cele cu limite, cele cu nu-uri, cele cu refuzuri, unde nu ajungem și dacă nu ajungem, zicem că sunt acri strugurii. Nu e chiar un succes continuu viața. 40 de ani să rătăcești,
Că e un deșert, nu e o autostradă în care mai intru și prin oraș și mă duc să mănânc la o șaormerie. E deșert, trebuie să supraviețuiesc în deșert. Încât viața e uneori un pasaj prin deșert, în care nu se întâmplă lucrurile așa cum am vrea. Nu avem abundență de resurse. Nu sunt acolo, dacă nu sunt, de unde să le iei? Dar de-aia zice cartea. Ai încredere că există un plan divin. Deci dacă ceva nu s-a întâmplat, n-ați cules până acum o recoltă, nu s-au deschis până acum niște uși, n-ați ajuns până acum într-un anumit punct al destinului în care să ziceți, da, domnule, am obținut ce mi-am dorit, e pentru că există un plan divin. Și chiar și dacă ni se pare că suntem la pământ, primim până și ajutor. De-aia, da, inclusiv cartea asta, Judgment, ai grijă cum judeci, ai grijă cum îți judeci viața, ai grijă cum îți judeci rezultatele. Pentru că toată lumea rătăcește prin deșertul ăsta, dar cum zice această carte, înțeleg că fiecare are propriul și unicul său drum, chiar și ăsta prin deșert. Nu îl puteți compara cu altul, dacă altul a avut mai mult noroc, nu înseamnă că la fel trebuie să aveți și voi. Fiecare venim pe pământ cu propria încărcătură karmică, pentru că asta înseamnă eclipsă, mi se pune în balanță cu ce am venit pe lume și încotro merg eu, indiferent încotro merg ceilalți. Deci mergeți pe drumul vostru în continuare fără să vă abateți. Și este această carte, Regina de Băte, care înseamnă acțiune, pune mâna și fă, asumă-ți, nu sta, curaj, da? Exact energia unei luni noi cu eclipsă de soare în berbec. Pun mâna și fac, pun mâna pe unelte și construiesc propriul meu drum. Cu ajutor, clar. Help from above înseamnă că întotdeauna sunteți de undeva îndrumat, susținut, poate chiar protejat, ghidat. Ușurel, ușurel, eu pe acolo, eu pe acolo. Chiar dacă uneori vi se pare că rătăciți în deșert. Chiar pentru că până și rătăcirea asta are un sens. Fără rătăcire n-ați învățat. Fără limite și refuzuri, n-ați învăța. E clar că vine momentul ăla în care o să ajungeți în țara făgăduinței, pe pământul făgăduinței, ăla potrivit vouă, când veți primi tot ceea ce al vostru, prin acțiunile de rigoare, prin riscurile de rigoare, clar. Pentru că a ieșit această carte, Grounding, care înseamnă împământare. Cum am zis, spre ce a pornit Moise? Spre țara făgăduinței. Pământul lui, a vrut pământul lui, că era în țară străină, de-aia a plecat. El a plecat de undeva unde nu putea să se dezvolte, nu era locul lui, nu era fericirea lui, nu era împlinirea lui. Și a plecat spre pământul lui. Și iată, grounding. Va veni momentul în care o să vă implantați rădăcina în pământul vostru și acolo clar că o să dați roadele cele mai potrivite. Dar până atunci, câte o piedică, câte un refuz, câte o învârtire în jurul cozii sau o rătăcire prin deșert, câte un risc asumat, face parte din destin. Fiecare are propria sa cale de mers în această viață unică, destinul vostru. Așa că asumați-vă ce urmează, acceptați că până și piedicile au rostul lor, și continuați-vă epopeea, continuați-vă drumul până în ziua aia în care, clar, foarte curând, probabil, o să vă dea starea de siguranță, împământare, gata, aici nu mai schimb nimic. Până atunci mai schimbați ce e nevoie să schimbați, inclusiv Regina de Bâte zice, acționează, schimbă dacă simți că nu e locul tău, nu e calea ta, nu e, caută-ți calea ta. Și calea ta va duce acolo, în pământul în care ai să-ți implantezi rădăcinile și ai să dai maximum de potențial în această existență. Dacă rezonați cu zodia peștilor, adică sunteți nativ pești, aveți ascendentul în pești, luna în pești sau nodul nord sau nodul sud în pești, aceasta ar putea fi etalarea voastră cu mesaje de eclipsă. Și evident, ca toată lumea, sunteți într-o perioadă de căutări, de reconfigurări, de înțelegerea unor lucruri care vi se întâmplă. Și de obicei pornesc cu acele cărți care au o oarecare conotație negativă și acestea ar fi cele de aici.
Patru de cupe care arată de obicei un om dezamăgit, plictisit, lehămetit, care parcă nu mai așteaptă nimic bun din anumite puncte de vedere și alături cartea Respingere. Da, poate merg mână-mână. Se simte abandonat omul acesta, un pic la pământ, trist, nu și-a împlinit niște vise, nu a primit ceva din ceea ce și-a dorit, ce a obținut nu-l mulțumește, ba chiar poate ce a obținut respinge, nu e ceea ce și-a dorit. Pentru că inclusiv cartea Patru de Cupe în tarotul clasic arată ca un om un pic pasiv, cam comod, așa, nu prea face mare lucru și în față are trei cupe, exact această carte, e o femeie așa, într-o rână stă, are jos trei cupe, două sunt pline, una e goală, dar de undeva de sus, din cer, îi vine și cea de-a patra. O acceptă, nu acceptă, o primește, nu o primește, e ce-și dorea, că ce are în față nu o satisface. De-aia se și uită așa un pic dezamăgită la cupele din față. Ce-o fi fost acolo? Mai multe joburi, mai multe relații, mai multe căsnicii, mai multe acțiuni care n-au dat roadele dorite. Dar de asta e și această carte Respingere. Nu cumva chiar ea respinge toate aceste cupe care îi se întind. Destinul îi mai dă o cupă și îi mai dă o cupă. Ia că i-a dat trei. Dintr-una a băut, nu mai e nimic. Două sunt acolo, dar parcă nici nu interesează. Și mai vine și a patra. Dacă o respinge și pe asta. Dacă zice nu și la asta. Pe de altă parte, poate ea se simte respinsă, poate ea se simte nefericită pentru ceva din ceea ce a obținut. Dar de asta vine un astfel de moment de privire în interior, cu ajutorul eclipselor și de privire în oglindă și de întrebări existențiale. De ce urile astea ale vieții pe care ne le punem? De ce n-am primit ce mi-am dorit? De ce nu-mi place ce am primit? De ce sunt trist? De ce sunt neîmplinit? Că poate inclusiv asta, faptul că una din cupe e goală, poate se simte neîmplinită. O fi având ea două cupe goale, pline, pardon. Dar dacă una e goală, tocmai la aia se uită. Și de aia universul mei trimite una plină, dar o vede oare? Oare nu cumva iese, uită doar la cupa asta goală și zice, asta e tot ce mi-am dorit. Și nu cumva ea respinge tot ce are în plus, astea pline, două pe care le are deja la dispoziție și alta care e pe drum sau poate să vină sau trebuie doar să o ceară, trebuie doar să zică da și vine. Dar dacă ea se uită la cupa asta goală și de aici respingerea, că poate ea respinge niște ocazii, adică voi, cei care priviți aici. Că uneori universul intervine de-a dreptul neașteptat, prin surprize nebănuite și de asta e și cartea Unexpected. Asta este unexpected, neașteptatul. Cupa care e acolo vine, dar ea nu vede că ea se uită la cupa asta goală și numai asta o întristează. Uite, aici n-am reușit, aici n-am reușit, aici sunt nefericită. Când are două cupe pline, nici nu le vede, vine asta, nici nu o vede și poate asta este surpriza, încât mutarea concentrării de la gol la ceva ce ar putea să vină sau poate aveți deja la dispoziție v-ar bucura, v-ar împlini. Deci așteptați-vă la neașteptate, așteptați-vă la surprize, că uneori așa intervine universul prin lucruri ciudate, dar pe care uneori nu le înțelegem, nu le vedem, nu știm să le traducem, nu sunt ceea ce ne-am dorit, nu sunt în forma pe care am dorit-o și de aici dezamăgirea. Aici este această carte numită Belonging, care înseamnă apartenență într-un fel sau altul. Respingere poate asta înseamnă. Ori ea, voi, vă simțiți un pic dați la o parte, nu vă găsiți locul. Și de aici belonging, nu mi-aparțin mie, nu aparțin locului, nu mi-aparține mie nimic. Poate un sentiment ăsta de om dat la o parte, poate și de aici sentimentul că se uită doar la cupa asta goală, că e ceva în care nu se regăsește. Un loc în care nu vă regăsiți, un job în care nu vă regăsiți, o țară, o familie, ceva nu e al vostru și de-aia vă simțiți dați la o parte și de-aia vă simțiți neglijați, nevăzuți, abandonați, pasivi, plictisiți.
Și vine momentul ăla în care începe să vă gândiți, stau în zona asta de respingere, de nemulțumire, de non-apartenență, că nu aparțin locului, că nu aparțin jobului, că nu aparțin iubirii astea, că nu mi-aparține mie nimic din ceea ce primesc, dar nu mă regăsesc nici în asta, nici în asta, nici în asta. Eu vreau ceva anume care taman ăla lipsește, adică cupa asta goală. Asta nu vine de nicăieri. Și atunci vine inspirația să începeți să căutați cu ce umpleți cupa aia. Dacă e atât de importantă cupa asta și voi nu le vedeți pe toate celelalte, duceți-vă să căutați ce vă umple cupa asta. Că celelalte, poate le aveți, poate le păstrați, poate nu le pierdeți. Le aveți acolo. Aveți un job bun, aveți un salar bun, dar singur în plan sentimental. A, păi mă duc să-mi umplu golul ăsta. Am cu tare, sau mai vine cu tare, dar n-am cu tare lucru. Și atunci mă duc să umplu lucrul ăla. Și de fapt această umplere e clar, o continuă dezvoltare. Și iată e și cartea, dezvoltare psihică aici. Păi pește se știe că aveți o conotație, o legătură specială cu zona psihică, emoțională, psihologică a vieții și spirituală, evident. Încă tot ce trăiți, această căutare de umplere a acestui pahar în bine, adică cu ce vă lipsește, nu umplerea paharului că vă dă pe afară, umplerea paharului înseamnă o continuă dezvoltare de voi înșivă, de sine, ce n-ați obținut să obțineți, ce ați refuzat să căutați, ce acceptați. Și de asta e o căutare, o călătorie. Și a ieșit cartea Găsirea sanctuarului. Pe sanctuar clar că duce cu gândul la spiritualitate, la un edificiu al vieții voastre, la un vârf al vieții voastre. Și jos scrie, deschide-te către sursa ta spirituală. Exact ce se întâmplă în această perioadă. Plus dezvoltare psihică. Dezvoltare spirituală, dezvoltare psihică, egal trezire spirituală, egal momentul în care vă veți simți acasă. Adică, iată, casă. Sunteți într-un proces de descoperire de sine, de reconstrucție, de căutări, nu? De aici sentimentul de căutare sanctuală și găsirea la urmă urme, că asta înseamnă deschiderea spre sursa spirituală, e momentul în care vă veți da seama cine sunteți, cine e sufletul ăla din interiorul vostru, ce reprezentați, cupa asta, da. Că da, sunteți un conglomerat de bucăți ale vieții voastre. Și partea materială, și partea fizică, și partea sentimentală, și profesională, toate fac parte din eu vostru. Da, și pe undeva nu e plin, nu ați umplut și poate ăsta este sufletul. Poate e tocmai spiritul, nu sufletul, spiritul, că de asta și-a apărut. Deschide-te către sursa ta spirituală. E momentul când vă veți deschide către sursa spirituală, și care se poate produce oricând, inclusiv prin elementul surpriză, șocuri ale destinului, căderi în nas, dezamăgiri, despărțiri, fac parte din căutările noastre și din formarea noastră, dar care fac parte, de fapt, din dezvoltare, din evoluție, din creștere, din construcția celui care sunt. Clar că de acolo se naște eu vostru. Dar poate unii până acum, poate asta și înseamnă respingere, poate ați respins această sursă spirituală. Deși pești, voi sunteți foarte deschiși către zona asta înaltă a vieții. Dar poate încă unii n-ați descoperit-o. Indiferent ce înseamnă spiritualitate, nu neapărat mătănii bătute la biserică, nu neapărat pelerinaje, nu neapărat slujbe la biserică, nu neapărat spiritualitatea e foarte largă, cu foarte multe paliere și poate încă unii n-ați descoperit palierul și de aici respingerea și de aici dezamăgirea. Ați încercat un palier al spiritualității? Nu m-am regăsit. Am încercat Reiki, am încercat yoga, am încercat astrologie. Toate astea sunt căutările. Pe undeva clar că așteptați pe încă una. Aia care să vă umple cupa. Poate asta înseamnă.
Le-ați rezolvat pe toate în viață. Și jobul, și cariera, și banii, și pe toate le-am rezolvat. Uite, sunt pline, dar nu cumva cupa asta goală e zona mea spirituală. Și asta zice, deschide-te spre sursa ta spirituală. În momentul când se va deschide sursa, izvorul, robinetul, se va umple și această cupă. O să curgă o apă pe acolo, că peștii ce fac? Peștii trebuie să zburde într-o apă. Voi fără apa aia, care e și apa spiritului, sunteți ca peștele pe uscat, nu? Voi aveți nevoie de apă. Adică apa asta pe care așteptați să vi-o pună cineva sau să o puneți voi la un moment dat în cupa voastră. Și în momentul când va curge această sursă spirituală, egal un râu al spiritualității, care crește, crește, că de-aia și spune dezvoltare, ăla va fi apa voastră, e apa în care vă simțiți în largul vostru, de asta și zice cartea Belonging, aparțin, mă regăsesc. În toate celelalte nu m-am regăsit. Nu m-am regăsit în carieră, nu m-am regăsit în rolul de părinte, nu m-am regăsit în rolul de soție, nu m-am regăsit în o grămadă de lucruri, inclusiv în căutările mele spirituale sau psihice sau de dezvoltare personală. Nu ne regăsim în toate, dar le încercăm, batem la atâtea uși până găsim una cu care rezonăm și care ne umple. Și de aia a ieșit această carte, Pride, mândrie. Și jos scrie, mă iubesc pe mine și mă văd pe mine în toată lumea, în oricine altcineva. Mândrie. Probabil asta o fi cupa. Eu, cine sunt eu? În momentul când veți umple și cupa asta, care înseamnă să vă dați seama cine sunteți voi, va fi momentul vostru de mândrie și omul ăsta apatic, supărat, așa, care zice că nimic, n-are nimic în viață, abia atunci va fi mândru de el și fericit cu el și se va iubi. Asta sunteți voi. Sunteți voi, e cupa goală. Singura cupă goală din viața voastră sunteți voi. În rest le-ați umplut pe celelalte. Dar, vedeți, atenția este aici, unde e gol. N-ați putut-o umple această cupă, vi s-a oferit ocazia, ați ratat ocazii, de aici și respingerea. Ce lipsește din viața voastră? Dar vine acel lucru. Aici această carte, Diligence, care dă senzația asta de efort mai mare ca oricând, o încrâncenare, energia unei luni noi în berbec înseamnă, domnule, numai asta vreau și pot și nu mă las, voință dusă la extrem, sârguință. Efort susținut. Deci tot ce îmi propun eu de acum încolo în viață, că restul, cum le-am făcut, sunt bune așa, eu trebuie să umplu cupa asta, singura cupă goală din viața mea. Care o fi aia? Rolul de părinte, dacă n-am făcut-o, rolul de partener de viață, dacă n-am făcut-o, spiritualitatea, dacă n-am atins-o, mândria de mine, iubirea de mine, toate celelalte, dacă n-am atins-o. Adică sentimentul ăsta de apartenență, cupa asta e a mea, aici nu e a mea, că e goală, eu nu vreau goală, celelalte sunt ale mele, bun, mulțumesc și pentru ele. Și mai vin și altele, acea cupă care zboară și vine către ea, mai vin, sunt conștientă că am primit și voi mai primi, dar uite asta, n-am primit-o. Și eu pe asta o vreau plină. Asta mi-aparține. În momentul când și asta va fi plină, ăla va fi momentul meu de împlinire totală. Deci un efort susținut vă cere această lună nouă cu eclipsă de a umple golul ăla, de a găsi ce vă mai lipsește. Și pentru unii poate fi vorba de această zonă, sanctuarul, lucrul ăla pe care îl puneți voi sfânt, da, ce e sfânt în viața voastră. Gândiți-vă ce așezați pe un piedestal și ziceți, asta e tot ce îmi pot dori, e literă de lege, e maximum. Pentru unii, da, poate fi zona spirituală a vieții. Deci mergeți în continuare ca lebăda pe apă, așa cum arată această carte. Continuați-vă dezvoltarea, continuați-vă căutarea, că nici nu știți, mai ales că, iată, unexpected, uneori vin lucrurile astea când nici nu te aștepți. Persoana asta nu mai așteaptă. Ea e plictisită de drept. Bă, asta nu mi se va umpli niciodată. Niciodată să nu spui niciodată. Elementul surpriză funcționează. Nici nu știți când vi se împlinesc visele. Alimentați-le în continuare. Continuați-vă să vă alimentați cupa asta, că într-o zi se umple.
dar cu un efort mai mult, cu un efort de acceptare mai mare, acceptare de sine, acceptare a sursei voastre spirituale, o căutare mai intensă. Deci, efort, acțiune, exact ce ne cere, de fapt, luna nouă cu eclipsă din berbec. Ridică-te, pune mâna și fă tu, nu aștepta. Ea așteaptă, da, prea așteaptă, dar poate de asta e nevoie. Voi puteți să vă duceți singuri să găsiți ce vă lipsește și să puneți în cupa aia. Căutați ce vă lipsește, găsiți ce vă lipsește și umpleți-vă cupele de fericire și de împlinire așa cum meritați.